bună ziua tuturor! Vă mulțumesc mult că sunteți alături de mine astăzi, împreună în acest eveniment. V-am lăsat o provocare, așa cum v-am transmis mesajul și invitația. Astăzi împreună să discutăm sau să luăm din informații de la invitații noștri, atât din România cât și din afară, din Germania, promotorul proiectului, despre cum am vrea să arate Uniunea Europeană în următorii ani. Deci orice idee aveți, orice idee, opinie, comentariu, vă rog să vă exprimați. Este liber, nimic nu este greșit, este părerea pe care o aveți. Câteva lucruri administrative, evenimentul se desfășoară în acest spațiu aici. În caz de, Doamne ferește, dar e bine să le spunem, în caz de situații neprevăzute, incendiu și așa mai departe, avem aici o ieșire, aveți ieșirea pe unde ați intrat și v-ați semnat la recepție și cum vă uitați în colțul din stânga mea, în curte mai este o ieșire de serviciu. Bun, colegii mei, Georgiana, care vă face cu mâna, vă poate ajuta aici, Gabriel, care este la intrare la listă, în caz de ceva și aveți nevoie, vă rog să apelați. Ei vă vor ghida. Pentru la intrare, probabil că ați văzut și zona unde aveți nevoie pentru toaletă, să știți, dacă nu, întrebați la fel de colegii mei. Bun, acestea fiind spuse, avem o zi frumoasă. Inițial acest proiect trebuia să aibă loc într-un alt format și dacă vă uitați aici, trebuia să fie cumva sub această cupolă minunată. Când mi-a scris Anne despre proiect și am văzut acest domo european, așa cum îl numim în proiect, am zis da din start pentru că îmi plac astfel de proiecte, astfel de provocări în spații publice în care să invităm cetățenii, toți cetățenii care trec prin acel spațiu să-și spună ideea. Având în vedere că din anumite motive nu am reușit să primim aprobare în spațiu public și oricum era destul de greu în aceste condiții pandemice să vină această construcție, am reușit într-un timp destul de scurt să vă invităm la discuții altfel, într-un spațiu deschis, la un suc rece, la o limonadă, în care să ascultați invitații noștri pe anumite subiecte și în timp ce îi ascultați, să vă puneți și voi ideile pe hârtie. În partea stânga mea aveți o masă unde este, pe unde este Georgiana, cu marcăre, cu hârtii și vă rog să vă scrieți ideea acolo. Deci până plecați, vă rog să vă lăsați ideile. Nu plecați dacă nu le lăsați, corect? Le lăsăm aici. Și sunt de copaci acolo niște ațe pe care imaginar le-am făcut un fel de perete, să spunem așa, al democrației europene, în care colectăm idei și le puteți prinde cu o bucățică de scoci. Sper să se alăture și ceilalți participanți care au confirmat să fie alături de noi și interesați de subiect. Ca să nu rețin din timp și să dau cuvântul invitațiilor, eu voi fi aici, voi modera și vă îndemn ca pe parcursul discursului sau a intervenției invitaților mei la acest eveniment, să puneți și voi întrebări, să comentați o idee, orice. Da? Să nu fie doar un monolog, să fie cu discuții. Bun, înainte de aceasta, o să îi dau cuvântul lui An și o să schimbăm un pic așa scurt în engleză pentru câteva cuvinte despre ea, despre organizația pe care o reprezintă aici împreună cu colegii ei
și despre acest proiect pe scurt, după care vom reveni la primul subiect despre democrația europeană și i-am ca invitație aici, după cum știți că v-am tot prezentat, îl am aici pe Claudiu Lucaci. Mulțumesc mult, Claudiu, pentru că ai acceptat invitația noastră într-o zi de sâmbătă să fim aici, și Viviana Angel, care vor fi la acest subiect. După care vom avea o scurtă pauză, să spun așa, în care chiar atunci vă invit să vă puneți ideile pe hârtie și să le punem pe acel perete, cu o mică degustare, și vom trece la al doilea subiect despre digitalizare, Uniunea Europeană în contextul digitalizării, și la fel avem doi invitați foarte, foarte buni pe subiectul lor, mă refer educație și informare, dezinformare, deci sper că v-am lansat curiozitatea și să rămâneți cu noi până la final. Și totodată, pentru ce vă doriți, un suc rece, o limonadă, nu ezitați să apelați la cei de la bar și vă servesc oricând cu o băutură. Astea fiind spuse, o să-i dau cuvântul acum lui Ioan pentru câteva cuvinte și deci o să facem un switch in English. Welcome, and please. Thank you, Juliana, for the warm welcome. Hi, everyone. Thank you for joining us for our second stop of the Remember Tour with our dome. Just a few weeks ago, we were at the former inner German border at a border museum and also started the conversation about Europe, about 70 years of the Schuman Declaration, which, as most of you will know, was really the starting point for European economic cooperation, which later turned into the European Union. So really something to celebrate, and that's why you will also find quotes on our roll-up and the whole speech in the flyer. Probably you already said it and I didn't understand, but the idea of this project is to have discussions in six places of remembrance in six different countries. So we're very happy to be here today. And usually we would have brought our dome and not just the pop-up wall replica, but of course with COVID it's very difficult to cross borders, and so we decided to go for the safe version. Yeah, and hopefully this is not going to be our last time here, so we can meet up again and finish the conversation in the dome and see how your ideas and opinions developed after we hand them over to policymakers. Just one short note. As you can see, we're recording the whole discussion and we will later publish it on YouTube and also use it for social media so that everyone can see your ideas and also think about how they can be developed further. I hope that's okay with everyone. If not, please let us know. Yeah, thanks. Mulțumesc. O să schimbăm iarăși în română. Cum spunea și Ian, pentru cei care sunteți prezenți aici, vă anunțăm că discuțiile vor fi înregistrate. Dacă nu doriți să apăreți, să spunem, pe materialele video sau foto, să ne spunem ca să putem să blurăm, să spunem așa, dar eu cred că nu aveți această problemă, pentru că vorbim despre democrație și când vorbim despre democrație e vorba de transparență, să spun așa. Eu o să mai intervin de câte ori este nevoie pe parcurs. Cum spunea și Ian, despre proiect o să găsiți în acest pliant. Vă îndemn să le luați și să le consultați. Totodată mai aveți și o serie de materiale despre Uniunea Europeană, chiar la intrare unde am făcut noi zona de recepție, să spunem așa. Și, într-adevăr, proiectul are loc în 6 țări. Este un tur al acestui proiect, Remember Europe, în care sub cupola, să spunem așa, unor întâlniri, a unor discuții, de astea aș încerca să facem așa un semicerc aici, să discutăm despre viitorul Europei, cum am vrea să-l vedem, pentru că colectăm aceste idei din toate țările participante, le vom pune într-un catalog și îl vom transmite decidenților din Uniunea Europeană. Așa că dați frâu ideilor. Să ne întoarcem la panelul 1, care este despre democrația europeană.
O să începem cu, să spunem așa, un scurt, o retrospectivă, dacă pot să-i spun, cum am prezentat și eu tematica trecut, prezent și viitor. Haideți să vedem cam de unde am început și probabil că mulți dintre voi cunoașteți, dar e bine să facem o reamintire, să zic așa, o rememorare, de unde am început, unde suntem și unde vom ajunge sau unde vrem să ajungem, după care discutăm și despre implicarea cetățenilor în politicile publice, atât la nivel național, cât și la nivel european și cât de important este să fim implicați. Și vom începe acum cu Claudiu, o să-i dau microfonul. Așezați, discuții, da, 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 aici am fost eu așa, ca la început să mă vadă toată lumea, nu că sunt micuță și nu mă vede, dar pentru discuții mai lungi stăm jos și discutăm. Iar cine are de comentat ceva, mâna sus, avem un microfon și îl putem duce prin sală, cred că și acesta este. Da, da, sigur că da, acesta o să fie și o să puteți să vă spuneți ideea. Mulțumesc! Absolut! Bună ziua, eu sunt Claudiu Lucaci, nu m-am prezentat decât cu numele, dar poate ar fi bine pentru cei care nu mă cunosc de la televizor să spun că lucrez de 27 de ani în televiziunea română, dinainte să fim noi membri ai Uniunii Europene. Am văzut din perspectiva celui care lucrează cu informația publică foarte mult evoluții în România și de aceea aș putea să fac niște comparații împreună cu dumneavoastră, cei care aveți o memorie mai vie, dar și pentru cei care nu au avut ocazia să cunoască lucrurile petrecute înainte de 2007, atunci când am intrat în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, am anumite activități în domeniul academic și am lucrat o perioadă destul de lungă în instituții ale statului. Adică în acele instituții care ar trebui să coopereze cu cetățenii în beneficiul comun al societății. Pentru că revin, cum e normal, la discuția principală și anume declarația Schuman, de fapt constituirea acestei forme unice în lume de uniune a națiunilor, Uniunea Europeană. Uitându-mă pe ceea ce este prezentat aici, am observat că sunt și în ziua de astăzi câteva principii pe care noi ar fi trebuit să le urmăm din Declarația Schuman, din actul fondator al Uniunii Europene, care nu era gândit inițial așa cum suntem astăzi, dar care prospecta viitorul prin aducerea tuturor națiunilor europene în acest conglomerat și această uniune. Deci, vorbim despre principii și un principiu foarte important era acela de a menține pacea. Acum noi nu mai vorbim despre pace, pacea la nivel mondial, pacea ca formă opusă războiului. Vorbim de pace mai curând la nivel social. Deci ne dorim să avem o pace socială, să prosperăm. De fapt, Europa a prosperat, și acest lucru ar trebui să-l amintesc, după un război. Uniunea Europeană poate că a fost acel mecanism prin care prosperitatea a fost adusă pentru cetățenii fiecărei țări europene. Vă amintesc că totuși România și câteva state din Estul Europei nu erau în acea vreme în Europa Unită și Europa Liberă, pentru că noi eram într-un alt spațiu ideologic, cel comunist. Dar revenind la prosperitate, trebuie să remarcăm un lucru și anume Europa prosperității nu mai este așa cum a fost pe o perioadă de câteva decenii. Trebuie să fim sinceri și să spunem că există o anumită oboseală în termen
englezesc s-ar spune fatigue, care nu are sensul de boală, ci e o oboseală venită din modul în care un mecanism începe la un moment dat să se uzeze de prea multă exploatare. Cam așa se întâmplă în Europa. O să înțelegeți de ce provoc o discuție pe această temă. Dar prima dezbatere pe care o au foarte mulți politicieni, fără să o spună public, este dacă noi mai lucrăm în sensul prosperității națiunilor noastre sau lucrăm în sensul construirii acestui mecanism european care a devenit extrem de vast, da, al mecanismelor subsecvente privind politicile financiare, politicile sociale, politicile economice, politicile de migrație, deci toate au o denumire, politica X, Y, Z. Prosperitatea din anii 70-80 din Uniunea Europeană a dus la, asta spun foarte mulți cercetători sociali, a dus la transformările pe care le vedem astăzi, din ultimele două decenii. Pentru că în acea vreme, cetățenii europeni se gândeau la război și mai precis la pericolul și la efectele, consecințele unui război, așa cum a fost cel de al doilea război mondial. De aceea am vorbit despre pace. Ce a unit pe cetățenii din acele vremuri și guvernanților a fost această dorință de a nu mai repeta istoria care a dus la dezastrul prin care au trecut, la sărăcia prin care au trecut toți cetățenii europeni. Și atunci aceasta a fost forța care i-a unit. Da? De aici a pornit prosperitatea, pentru că toate statele europene au mers pe filozofia dezvoltării pentru prosperitate, prosperitatea fiecărui cetățean. Dar s-a întâmplat să apară această oboseală a societăților europene, dublată de dispariția cortinei de fier, adică apariția, reapariția țărilor est-europene în teritoriul mare al Europei și de apoi acceptarea lor, deci readucerea lor în spațiul acesta european, recunoașterea lor ca state ale Europei și apoi ca societăți în interiorul Uniunii Europene. Ce s-a întâmplat? Estul Europei a adus cu sine, adică statele din Estul Europei au adus cu sine, un alt fel de societate. Societatea respectivă a venit din 50 de ani sau 40 și ceva de ani de privațiuni, de regim diferit, totalitarist. Cetățenii purtau amprenta acestor forme de frustrare, presiune socială. Au vrut să se elibereze, s-au eliberat, au vrut să fie liberi, au devenit liberi, dar matricea mentală a acestor oameni, din care sunt și eu, am trăit și eu în comunism, păstra sechelele acestea ale totalitarismului, păstra anumite mecanisme funcționale, de exemplu la nivel social, economic, moral, etic, mai ales etic. Noi suntem puțin diferiți, ca să nu spun mai mult, noi ca societate de statele europene vestice și pentru că avem un alt comportament etic. Aici e o discuție lungă, largă și poate chiar controversată, fiindcă intervine și religia. Noi suntem ortodoxi, statele vest europene sunt fie catolice, fie protestante, neoprotestante. În ultimii 20 de ani, odată cu intrarea noi, accesul noilor state, cele din Estul Europei în Uniunea Europeană, s-a petrecut un clivaj. El nu s-a văzut la început, evident, dar cu timpul se observă. Dacă vă uitați în ultimii ani, veți constata o diferențiere tot mai largă, care se creează, o falie, între statele noi din Estul Europei intrate în Uniunea Europeană și cele vechi, cele care au fost fondatoare ale Uniunii Europene. E un clivaj care pornește de la societăți din interior, care pornește de la viziuni diferite asupra unor lucruri care ar fi trebuit să fie comune. Uitați-vă
ce se întâmplă în Polonia, în Ungaria, în Slovenia, în Slovacia. Nu se întâmplă pentru că este un guvern diferit de celelalte, nu pentru că avem niște lideri mai fermi, ca să nu zic autoritariști. Se întâmplă pentru că societățile cer acest lucru în interiorul țărilor respective. Se întâmplă pentru că se schimbă o paradigmă de gândire a cetățenilor europeni din acele țări, și anume se pune în discuție suveranitatea. Discutăm despre o suveranitate națională versus federalizarea Europei. Acesta este planul de început al fondatorilor Uniunii Europene, federalizarea. Cândva în viitor, spunea Schuman, trebuie să ajungem la o federație a Europei. Ce însemna acest lucru? Că statele partajau suveranitatea, ceea ce este și acum, bineînțeles, prin tratatul fondator, prin tratatele Uniunii Europene, dar suveranitatea nu era predată Bruxellesului, adică centrului Europei, care conduce administrativ Uniunea Europeană. Era o suveranitate partajată care presupunea că fiecare stat intervine în politicile sale naționale așa cum dorește, dar există o marjă, un spațiu în care va trebui să urmeze o decizie comună luată, bineînțeles, prin forurile europene cu privire la politicile respective, la tipurile, la sectoarele, să spunem, domeniile de interes economic, social, politic, juridic și celălalt. E bine, această discuție se poartă de ceva timp, dar nu e o discuție filozofică în țările respective, nu este o discuție cum purtăm noi aici discuțiile, ea chiar se petrece la nivel juridic. Sunt țări în Uniunea Europeană, cum am spus mai devreme, care pun în discuție gradul de suveranitate pe care și-l arogă sau și-l acceptă fiecare stat, respectiv fiecare conducere politică. Nu trebuie să facem abstracție de diferențele, să le spunem, ideologice ale celor care conduc țările respective. Ideologia joacă un rol mai mic în această diferențiere, deși, dacă ați observat, Parlamentul European este împărțit sau este compus din grupuri politice, unele vechi, socialiștii și popularii, altele mai noi. Apărute pentru că se produc schimbări la nivelul Europei în privința opțiunilor politice. O să revin la Europa federațiilor versus Europa suveranistă, de fapt a națiunilor suveraniste, dar să vă amintesc că în urmă cu 70 de ani, când s-a constituit prima formă, da, coaliția aceea mai curând economică a țărilor europene, nu s-a pus problema în termenii pe care îi vedem astăzi cu privire la modul cum ar trebui să fie Uniunea Europeană. Nu se cunoștea de Uniunea Europeană, s-a proiectat o anumită construcție europeană. Atunci și acum este un free will, liberul arbitru, dar atunci ideea era să se unească acele țări care puteau să ofere prosperitate cetățenilor din teritoriile respective. Astăzi vorbim despre o Europa care trebuie să cuprindă diferite forme de societăți, dar în același timp se schimbă paradigma în sensul că noi toți cei din Uniunea Europeană trebuie să găsim un numitor comun. Să-l căutăm de fiecare dată. Asta se întâmplă acum. De exemplu, politici precum LGBT sau non-discriminare sau drepturile minorităților sau ecologia. Sau, sunt multe lucruri care acum 50 de ani nu se discutau, care nu contau, pentru nu erau în agenda niciunui guvernant. Ele sunt astăzi prioritare, dacă vă uitați. Deci asta creează și clivajele. Sunt țări care nu le acceptă și țări care le promovează.
Da? De fapt, ce se întâmplă în anumite state europene este o inadecvare la modul cum trebuie să privim Europa astăzi, nu Europa de acum 60 de ani. De exemplu, în Ungaria, ce vedem este o întoarcere în timp, acum 60 de ani, în care conservatorismul și componenta religioasă erau predominante în conducerea statului, a guvernanților. De aici pornesc și anumite atitudini politice și contradicții între unele state din Europa de Est și cele din Europa Occidentală. Dar revenind la ideea de suveranism, eu o să vă întreb la un moment dat dacă înțelegeți care este sensul când vorbim despre suveranism, pentru că asta se întâmplă în Europa acum. Principala dificultate este ca statele care consideră că trebuie să fie o Europa federativă se intră în coliziune acum, sunt într-o coliziune permanentă cu statele care consideră că trebuie să fie o Europa națiunilor suverane. Nu este o chestiune strict filozofică. Am explicat, sunt multe politici care vin la modul național în interiorul fiecărui teritoriu și sunt obligatorii și sunt susținute, obligatorii ca, din punct de vedere juridic, și susținute de către cetățeni. Adică să nu vă imaginați că în Ungaria sau Polonia guvernanții fac ce vor. Au o susținere publică, sunt votați, sunt aleși, aleși într-o majoritate care impune anumite politici publice și dacă n-ar fi fost așa, ar fi fost schimbați de mult de la conducerea țării. Deci există nevoia de a găsi un dialog mai coerent între Europa care vrea o federalizare și o Europa care vrea întoarcerea la națiunile suverane, ce a fost acum 60 de ani. Eu cred că ar trebui să discutăm despre acest lucru și să lăsăm partea, să zicem, mai principială, teoretică, și să vă amintesc că inițial, deci la începuturile Uniunii Europene, singurul rol important pe care îl avea conducerea aceasta în spațiul european era cel al Comisiei, Comisia Europeană. Apoi Consiliul European, care reprezintă Consiliul în care sunt șefii de stat și de guverne, care iau decizii. Și undeva mai târziu, mult mai târziu, a apărut Parlamentul European. Parlamentul European a fost necesitatea pe care au găsit-o fondatorii, mă rog, cei care au urmat fondatorilor Uniunii Europene, pentru a face legătura cu cetățean, pentru a exprima cu adevărat democrația europeană în spațiul comun. Parlamentul European a apărut mai întâi ca un parlament obișnuit și în România, de exemplu, numai că nu avea nicio putere. Era doar o formă prin care cetățenii europeni se simțeau reprezentați, altfel decât prin șefii de guvern de stat sau comisarii europeni. E bine, de când a apărut Parlamentul European și până în zilele noastre, evoluția sa este extraordinară. Bine, noi avem o părere proastă despre Parlament și partide politice în România, probabil cele mai joase cote de încredere. Dar asta nu înseamnă că toți în Europa gândesc la fel ca noi. Mă rog, au și motive să fie ceva mai încrezători, pentru că probabil vedem într-un stat ca Germania sau Franța, vedem și oarecare responsabilizare a decidentului politic, a membrilor Parlamentului. La noi nu prea există așa, nu prea există mecanisme, e totul formalizat la nivel declarativ. Sunt instituții, sunt legi, sunt proceduri, dar aplicarea lor este formală, adică nu are consecințe, este mimată. Bine, Parlamentul European este cel care a căpătat foarte multă putere, este singura instituție care a echilibrat cumva
în imaginarul colectiv deciziile pe care le ia Uniunea Europeană prin Comisie sau Consiliul European. Și astăzi există trei decizii sau nu e co-decizie, sunt trei instituții care iau decizii pe o anumită problemă capitală de interes european. Deci Parlamentul European a venit din urmă așa și în 40-50 de ani a reușit, în 50 de ani, a reușit să echilibreze. Bine, nu a făcut-o prin oamenii săi, ci a făcut-o prin toate țările, toate statele care au înțeles mecanismele acestea democratice și au dat forță Parlamentului European. Nu a apărut dintr-o dată și, adică nu a apărut dintr-o dată această putere, ci a fost un proces lung. Astăzi suntem în acest moment al echilibrului între cele trei instituții principale ale Uniunii Europene, dar Parlamentul European a făcut un lucru interesant. Bine, era inevitabil, numai la noi nu se întâmplă lucrurile ca în Europa aceea pe care noi imaginăm noi perfectă. Și anume, Parlamentul European comandă în fiecare an, sau de câte ori sunt alegeri, un eurobarometru. Deci o consultare a stării de spirit, să spunem așa, simplist, a cetățenilor europeni. Bineînțeles, în toate statele. Dacă aveți curiozitatea să vă uitați în aceste eurobarometre, veți descoperi niște lucruri extraordinare despre cum sunt devin prioritare anumite teme și apoi dispar sau sunt foarte jos în opțiunile generale. De exemplu, acum 5 ani, cea mai mare teamă a cetățenilor europeni era pericolul terorismului. Deci, frica de apariția unor atentate teroriste. De ce? Pentru că așa se întâmpla lucrurile în vremea aceea. Acum 5 ani erau atentate teroriste, erau o anumită frică, un anumit sentiment de teamă în mai multe state europene, nu în România. În România nu exista această teamă, dar nu contează, se face o ponderare a acestor opțiuni. Deci asta era problema principală în Uniunea Europeană la nivelul cetățenilor. Anul acesta aș putea să vă întreb, ca să începem și discuția, care credeți că este tema principală? Vă rog. Da. Intuitiv, da, pentru că vă... Scuze, pandemia, da. Da. O să vă spun care este răspunsul. Barometrul și chiar dacă noi nu aveam niciun eveniment anterior în acest sens pe terorism, totuși populația era cumva... Populația era teamă de un astfel de posibil viitor eveniment. Da, există, fără îndoială, datorită capacităților noastre de a urmări, de a vedea informațiile în timp real și în spații infinite, adică numai distanțele s-au estompat, au dispărut, există posibilitatea să te informezi foarte repede și să fii de altfel și uneori victima informării, dezinformării. Puteți discuta în partea a doua despre acest lucru, mă pricep la asta, dar acum tema mea e alta. Spuneam că tema din anii aceștia, de anul trecut și acest an, este într-adevăr pandemia și anume, mai precis, este teama 50% dintre cei chestionați, ceea ce înseamnă că putem aprecia la nivel european, dintre toți cetățenii, este teama că le vor fi afectate veniturile din cauza pandemiei, deci a întregului ansamblu de probleme apărute din cauza crizei acesteia sanitare. Deci, propriu-zis, nu frica de boală, ci securitatea personală la nivelul familiei, a veniturilor, deci. Este important de înțeles acest lucru. De ce? Pentru că pe locul 2 apare șomajul. Și asta înseamnă că toți liderii Uniunii Europene ar trebui, și de aia se fac aceste eurobarometre, ar trebui să urmărească de la an la an
cui te adresezi cu politicile tale europene, apoi naționale, că ele trebuie cumva să fie corelate, și să satisfaci nevoia cetățeanului într-un mod pe care el și-l dorește. Nu ți-l imaginezi tu de la Bruxelles. Pentru că ați observat ce s-a întâmplat anul trecut cu vaccinurile. Uniunea Europeană a făcut un lucru bun și un lucru mai puțin bun prin Comisia Europeană. Comisia Europeană a preluat negocierile exclusiv, deci nu a dat nimănui informații. Cumva era și intuitiv că trebuie să facă așa, fiindcă nu putea să dezvăluie, fiind vorba și de costuri. A preluat această negociere cu producătorii de vaccinuri, dar a făcut câteva greșeli pe care le-a recunoscut ulterior și președinta Comisiei și alți membri din Comisia Europeană, dar cumva trebuie să înțelegem că nu știa nimeni cum să procedeze. N-am mai întâlnit o situație de genul acesta. Eram într-un precedent inexistent anterior. Deci președinta Comisiei Europene, von der Leyen, corect? Așa. A recunoscut că au negociat în beneficiu că cetățenilor europeni, că asta era ideea, nu au negociat pentru țările europene, adică nu erau ele în stare. Nu, au negociat în beneficiu cetățenilor europeni siguranța obținerii vaccinurilor și prețul. Adică știți cu toții că volumele se vând la altă valoare decât produsele luate individual. Noi suntem o piață, așa cum știm, că până la urmă vorbim în termeni economici, suntem o piață de 500 de milioane de oameni. Iar asta dădea forța Uniunii Europene. Dar au făcut greșeli care le vedem astăzi, dar nu mai avem ce să facem, cum ar fi dezechilibrul între state cu privire la achiziționarea acestor vaccinuri. Adică unele state au luat mai multe dintr-un anumit tip, în tranșe mai rapide sau la date mai apropiate de momentul apariției vaccinului, altele nu. Și pentru că au făcut această greșeală, la următoarea negociere care s-a făcut pentru anul viitor, că știți că s-au cumpărat și pentru anul viitor vaccinuri, n-au mai procedat chiar așa. Au procedat într-un mod mai transparent, adică au anunțat bine, nu prețurile, că n-ai voie fiind o tranzacție comercială, și le-au negociat în așa fel încât toate statele să aibă în mod egal și la cerere, adică în funcție de cât e populația, în fine, sunt mai multe considerente. Și să nu mai existe diferențierile acestea, plus modul în care vor fi distribuite, că și asta a contat foarte mult, distribuirea acestor vaccinuri. Dar vreau să mai spun un lucru legat de Marea Britanie. Știți că Marea Britanie n-a intrat de la început în Uniunea Europeană. Adică întotdeauna ei au fost s-au considerat o națiune insulară în care forța lor și proiectarea forței lor în global, mă refer la fostul imperiu, dar au rămas multe state într-un Commonwealth, dacă vă aduceți aminte, Commonwealth-ul, sunt cumva într-o legătură permanentă cu centrul, cu Londra. E bine, Marea Britanie a intrat mai târziu, în anii 70, dar n-a stat mult. A stat 40 de ani, 45 de ani. N-a stat în Uniunea Europeană. Ce vreau să spun prin asta? Din moment Din momentul în care s-a pus problema Brexitului, Uniunea Europeană a intrat în criză. Dar criza, sigur, dacă îi ascultați pe britanici, a început mai demult. Cu privire la modul în care este percepută suveranitatea statelor, că de fapt discuția Brexitului aici este. Marea Britanie și-a dorit mai multă suveranitate. Deși o avea, comparativ cu alte state, nu știu dacă știți, dar în privința anumitor politici, cum ar fi cea agricolă, da?
Marea Britanie era exceptată de la multe obligații pe care alte state le aveau. De exemplu, cotele în anumite sectoare din domeniul agricol. Dar Brexit-ul a fost declanșatorul, după părerea mea, nu știu, adică, mă rog, pe baza analizelor pe care le știu, declanșatorul acestui nou curent. E un curent mai vechi, dar nou curent expus public și cu forță de către alte state, și anume recuperarea suveranității naționale. Recuperarea suveranității naționale din perspectiva lor. Pentru că atunci când au intrat în Uniunea Europeană, au fost de acord să partajeze suveranitatea națională cu centrul. Dar după un timp, în cazul Marii Britanii după decenii, în cazul altor state, cele din Europa de Est după niciun deceniu, au descoperit că nu este în beneficiu, liderii politici din țările respective, că nu este în beneficiul societăților lor să continue să partajeze suveranitatea cu centrul, adică cu Bruxelles. Și acum discuția noastră, asta este. De la Brexit s-a creat acest val sau acest curent și noi trebuie să ne întrebăm în România, care încă nu suntem definiți. Asta e foarte interesant să discutăm, dar cum vedeți voi acest lucru? Încă nu suntem definiți în ce direcție mergem, care este partea pe care de care ne simțim mai atașați sau suntem mai fermi în exprimarea ideilor. Ne dorim mai multă suveranitate națională sau continuăm să fim o Europa a federativă, o Europa a națiunilor care își pun în comun atât suveranitatea cât și beneficiile pe care ar trebui să le aibă de pe urma acestei acțiuni comune. Deci poate ar fi bine să aud păreri și să comentăm și să le oferim și organizatorilor câteva idei pe care să le transmită, pornind de la această primă controversă, nu știu, contradicție sau cum doriți să o vedeți, dacă suntem și noi mai apropiați sau ne dorim mai multă suveranitate națională sau, din contră, rămânem așa cum suntem acum, într-un corp comun cu restul Uniunii Europene. Cine dorește? Dacă nu dorește cineva în nume, vă rog, da, vă rog. Da, cred că trebuie să dați microfonul mai departe. Absolut. E bun, e bun. Mersi, îl țin dau imediat. Mulțumesc frumos. Mi-e foarte greu să am un răspuns foarte clar în acest moment. Ca o opinie personală, sunt pro-Uniunea Europeană, sunt pentru politicile influențate de la Bruxelles, dar aș avea nevoie în spațiul public românesc de mai multe dezbateri în acest sens. Aș avea nevoie de mai multe studii și mai multe opinii și mai multe persoane cu care să pot dezbate acest subiect, să pot spune că am o opinie foarte fermă pe termen lung. Dar mie personal îmi lipsesc dezbaterile pe această temă, cel puțin în lumea în care mă învârt, mi se pare că nu se discută suficient. Cred că oamenii din jurul meu, nu neapărat din bula mea profesională, dar mai degrabă din mediul, din familie sau familia îndepărtată, vorbesc despre o Românie suverană, dar personal aș tinde spre o uniune și o, nu uniune, că există o uniune, dar o corelare mai puternică cu ceea ce se întâmplă la nivel european. Știți că toată lumea în România, adică dacă o să vă uitați să fac niște studii, dacă o să aveți acces la ele, o să observați că există două
grupuri majoritare în România, cei care sunt alături de Uniunea Europeană printr-un concept imaginar, exact, e al noastră, și cei care spun, Doamne, eu sunt român, nu mă interesează ce decide aia la Bruxelles. Aia, apropo de influența deciziilor. Vedeți, până la urmă, eu cred că niciunul dintre cele două grupuri nu înțelege foarte clar ce înseamnă acest lucru. Adică fiecare își găsește refugiul în ceva. Pentru că, aveți dreptate, nu se prea discută în România, nu există dezbatere, dar nu dezbatere în acestea la pahar de la televizor, în care politicienii, de fapt, nu vor să dezbată nimic, ci doar să prefac. Dar dezbateri cu cetățenii, pentru că, de fapt, pe noi ne interesează. Și dezbateri permanente, constant. Să vină cineva în mod constant din domeniul acesta al deciziei, da? Pentru că nu vorbim doar de politicieni în sine, vorbim și de guvernanți, vorbim și de cei care au autoritate în stat. Să vină să explice sau să ceară opinia populației cu privire la niște teme foarte precise. De exemplu, oamenii trebuie să înțeleagă suveranitatea partajată este ca un contract pe care tu îl închei în familia ta, mă rog, cu un terț, cu privire la niște drepturi și obligații. Nu se poate să vii după 10 ani să spui, știi, m-am mai gândit, nu vreau așa. Sau aș vrea să schimbăm clauzele. Ok, dacă vrei să schimbi clauzele, urmezi procedura obligatorie și asumată în contract. Și cu consecințele de rigoare. De schimbarea clauzelor. Nu poți să te duci la Bruxelles și să spui eu mă opun fără să urmezi o procedură pe care tu ți-ai asumat-o, că face parte din corpul comun al lor deciziilor tuturor statelor, 27. Ce se întâmplă acum la Bruxelles, de exemplu, când se iau deciziile la nivelul Consiliului European? Aceste țări care deocamdată par a fi niște țări răzvrătite, atenție, nu vorbim de țări în sine, vorbim de societățile din țările respective și de politicienii care trebuie să satisfacă cerințele din societatea în care sunt, se duc la Bruxelles și se opun. Pentru că sunt anumite teme tabu. De exemplu, LGBT, că discuția acum este cu LGBT-ul, cu privire la ce se întâmplă în Ungaria. Și mai precis cu educația sexuală, cu promovarea educației sexuale pentru minori. Sunt mai multe teme, de altfel se face și un referendum, ceea ce e surprinzător că se face un referendum în Ungaria înainte de a se aproba legea. Da. Și vreau să spun că trebuie să ne asumăm cu toții, dar asta trebuie să fie și conștientizarea publicului, informarea sa, să ne asumăm cu toții că dacă am vrut să intrăm în Uniunea Europeană în acest fel, nu putem să spunem, da, aș vrea să fac totuși cum îmi place mie în anumite privințe. Asta s-a întâmplat cu Brexit-ul. Britanicii întotdeauna puneau condiții suplimentare, întotdeauna erau nemulțumiți, întotdeauna cereau favoritisme. Și în Parlamentul European, și în instituțiile europene, și în Comisia Europeană, pe negocierile, pe dosarele importante. Toți europenii știau acest lucru, dar ei acceptau. De ce? Pentru că vreau să fie într-o Europa unită. Până când ei au făcut un referendum, bine, au făcut mai multe, dar au ajuns la un referendum. Imaginați-vă ce ar fi în România să facă un referendum prin care spun dacă ieșim din Uniunea Europeană sau nu. Câți dintre voi v-ați gândit cum ar arăta un astfel de referendum și rezultatul lui? Nicio problemă. Ce? Nicio problemă dacă ieșim sau nicio problemă? Nu cred că ar fi un rezultat surprinzător. Scuze. Da, deci cred că România e una din cele mai safe țări din punctul ăsta de vedere în a se desprinde de Uniunea Europeană. Din câte mi-amintesc, multe barometre arătau dragostea României față de UE pe vremea când nici nu știau dacă e bine sau nu. Deci a fost o chestie ușor irațională. Dar acum știți câtă încredere are Uniunea Europeană în populația României, mă rog, prin sondaje? Nu, sincer să fiu nu, dar cred că în momentul când se va ajunge la aceste nevoi primare, că pornim totuși de la Maslow, niște lucruri care
pentru care românii au luptat și au suferit, respectiv libera circulație, deci faptul că jumate din populația României se gândește să studieze, să lucreze sau o face în străinătate, deci numai acest lucru cred că ar face ca toată lumea să răzgândească dacă i-ar trece prin cap deci anumite consecințe. Cred că discuțiile care se poartă, cum zicea și Amedea, cred că sunt foarte puține și lumea încă, o anumită clasă, cred că încă e la nivelul UE ne spune cum să tăiem porcul. Dar pe de altă parte, având în vedere toate beneficiile pe care România le-a avut de când a devenit parte a UE, inclusiv la nenorociri legislative care se puteau întâmpla și care cât de cât au fost ajutate de faptul că noi suntem parte a Uniunii Europene, cred că sunt un avantaj atât de mare. România n-a avut niciodată veleități de imperiu, adică trebuie să ne uităm totuși la cei care își doresc suveranitatea. Eu chiar am fost frustrată. România n-a vrut să cucerească nicio comună în toată istoria ei de nicăieri. Da? Ei, am să vă contrazic. Da? Spun, m-ar bucura. Deci, asta a fost suferința vieții mele. Să vă aduc aminte de războiul cu Bulgaria. Noi am avut acolo un teritoriu pe care l-am pierdut. Dar nu, eu... Și n-am luptat nici pentru cadrilateri, deci România n-a avut, nu e Marea Britanie, nu e Imperiu, nu e Ungaria. E adevărat că România în istoria sa nu a fost o națiune, bine, nici nu prea era o națiune, erau niște, mă rog, provincii, care fiecare avea cât un lord local, cum se numea atunci, domnitor. Nu asta este problema. Da, înțeleg că noi ca țară, adică noi românii care suntem în societatea actuală, ne suntem cumva impregnați de educația primită în școală cu privire la istoria statului nostru. Da? Și atunci avem imaginea aceasta foarte, eu aș zice că este o imagine idilică, că noi n-am atacat pe nimeni. Da, cam asta spunem. Noi nu ne-am propus să... Noi ne-am apărat. Noi am ars deci și am noi nu suntem cuceritori. Noi suntem. Dar uitați-vă la celelalte state europene. Ei nu au această preocupare. Toate au fost state cuceritoare, știți? Adică vestul Europei, pe asta a evoluat progresul societăților lor din acum un mileniu încoace, este pentru că au făcut cuceriri. Altfel, dacă stăteau ca noi, eu nu zic că sunt pentru cuceriri, eu vreau să spun cum arată istoria altor state care sunt alături de noi în Uniunea Europeană. Ei nu au această nici prejudecată, nici această frustrare sau rușine. Depinde cum vrem să o vedem. Că au fost ceva înainte. De genul cuceritori, imperii. Nu, din contră, ei consideră că asta i-a definit pe ei și au progresat. Societatea lor s-a dezvoltat datorită acestor lucruri. Noi vedem invers. Noi ne-am prezervat care... mergând la în noi alta curte fericiți. Și dând firmanului peșcheșu. Deci... Da, de aici vine și discuția despre suveranitate, vedeți? Sunt țări în estul Europei care nu simt ca noi, țări prin cetățenilor, care nu simt ca noi. În dacă... asta constă diversitatea Europei. Nu, eu zice că în asta constă diferențierea. Diferențierea, nu diversitatea, adică suntem fiecare cum suntem, ci diferențial, adică noi nu putem să-i înțelegem pe ei decât dacă am reușit să ne punem în locul lor. Și invers. Ei n-au nevoie să ne înțeleagă pe noi, pentru că noi nu vrem nimic. Noi nu suntem împotriva. Noi nu schimbăm paradigme. Noi nu punem probleme. Noi nu vrem să schimbăm clauze. Exact. Ați înțeles? De aia România asta este o problemă țară... pentru că noi nu știm cât am putea să obținem de la Uniunea Europeană. E ca o cameră în care tu nu vezi decât pângaura cheii și nu știm să beneficiem, din păcate. Dar poporul cine român... este de vină, dacă există o vină? Cine ar trebui să facă chestiunea asta? Cumva... Deci, în primul rând, politicienii care asta merg vreau și... Asta vreau să mergem la concret. Deci, noi, sunt politicieni care habar n-au să negocieze acolo. Deci, sunt oameni care fug de la întâlnirile de acolo pentru că nu știu despre ce se discută. Evident că noi când îi alegem, dar mă rog, și masa din care putem să alegem e foarte limitată, adică probabil că ne reprezintă, nu? Că ei sunt o oglindă a ceea ce este poporul, da. Nu ne reprezintă, ok. Dar cei care ne reprezintă acolo,
Da. Da. Da, nu, domnul are dreptate, 46%. Putem să mai folosim niște microfoane? Democrație directă România. În urmă cu 2 ani am fost la Roma, am stat sub acel domn și am vorbit despre democrație. Problema de bază care este aici este că discuția asta se poartă la un nivel foarte înalt și nu are nicio legătură cu omul de rând. Omul de rând care se duce și votează aur. Omul de rând care se duce și votează pentru suveranitate, nu din cauza unor principii sau unor idei sau alte chestii, ci pentru simplu motiv că nu se simte respectat. Că vine occidentalul și impune niște lucruri pe care el nu e pregătit să le accepte. Și ce ne-a impus nouă occidentalul? Și de aici vine dorința de suveranitate. Nu, haideți să discutăm puțin în concret ca să putem... Dorința în concret. Adică ne impune occidentalul, ați spus așa. Cine e occidentalul? Nu, nu are nicio legătură. Ce vreau să spun eu acum este altceva. Democrația internațională din Germania a fost fondată ca să crească participarea cetățenilor. Cât mai mulți oameni să participe la orice. Nu contează că este un simplu ONG care se ocupă cu strânsul cu unealte pe stradă sau că vor să se implice în lobby politic pentru schimbarea legilor. Ei doresc să crească participarea, pentru că sistemul republican cu reprezentanți a intrat într-un colaps ultima vreme. Și acum singura șansă ca sistemul să funcționeze este cumva că participi, că nu participi, măcar să mergi la vot. Ca să-ți dai tu acordul de principiu. Dacă stai pe din afară și nu participi, totul se destramă. Și atunci, la noi în țară, ca să crească participarea, se întâmplă într-un singur fel. La baza tuturor lucrurilor se află dezbaterea publică. Dar nu dezbaterea aceasta cum o facem noi acum, într-un cerc oarecare. Și dezbaterea publică atunci când statul ne cheamă să ne exprimăm părerea pentru un subiect anume. Pentru un proiect de lege, pentru o autorizație integrată de mediu, pentru elaborarea unui plan de urbanism, pentru orice. Problema cu aceste dezbateri publice este că la noi în țară nu produc efecte. Ele sunt numai de formă. Ne ducem, discutăm, ne spune supărarea, după care procedura merge mai departe, fără ca măcar să scrie într-un proces verbal ce s-a discutat acolo. Nu influențează cu absolut nimic dezbaterea publică procesul de implementare a unei legi sau orice anume ce se întâmplă pe acolo. Cu nimic. Și dacă dezbaterea publică, care este baza și fundamentul participării într-un stat democrat, nu există la noi în țară, e o formalitate numai așa, ca să aveți și noi falții noștri. Cum putem noi să discutăm despre democrație? Cum putem noi să discutăm despre, mai departe, despre orice altceva? Pot să vă răspund? Sigur. Dumneavoastră aveți dreptate. Nu e vorba că noi am crede altfel aici. După cât îmi dau seama, toată lumea are aceeași frustrare, aceeași nemulțumire, nu frustrare. Că noi discutăm în spații mai deschise, mai închise. Și nu producem efecte. Dar... noi cine suntem? Noi. Noi aia care vorbim, dumneavoastră, eu, toți ceilalți. Noi suntem cetățeni. Noi nu putem produce efecte singuri sau într-un grup de genul acesta. Noi ce facem acum este să schimbăm opiniile, să vedem ce am vrea noi să facem. Nu schimbăm opiniile. Discutăm acolo și ei tot mai departe merg cu opiniile lor. Dezbaterile noi sunt vrem... numai ca să fie bifate acolo, că am avut dezbaterea. Eu înțeleg că sunteți împotrivă și pe mine mă deranjează ce se întâmplă în România. Sunt de acord. Dar noi, principial, dacă ați venit aici, bănuiesc că aveți credința că are sens, nu? Adică v-ați imagina că nu veniți aici ca să bem cafeaua, ci vreți să vă exprimați o opinie. Da. Chiar dacă ea nu va schimba pe ceilalți, opinia dumneavoastră sau a mea nu îi va schimba pe ceilalți sau nu îi va determina, nu îi schimbă, să-i determine să facă ceva, asta nu înseamnă că este timp pierdut și că... n-are sens, pentru că atunci nu ne-am mai, nici dumneavoastră, nici eu n-am mai fi aici. Ba, exact asta și este. Este timp pierdut. Așa este văzut de cei 90% pierdut. Care vin la dezbatere și a doua oară nu mai trec. Ei văd că este timp pierdut. Nu e timp și pierdut. Și din cauza asta noi că... suntem și rămânem puțini, mereu. Da. Pentru noi nu este. Pentru noi nu contează. Timp pierdut. Nu e orice face, mergem înainte. Să vă explic de ce nu e timp pierdut. Din punctul meu de vedere, poate că eu sunt diferit de alții. Eu, de exemplu, sunt ziarist, da? Scriu... sunt psiholog. Nu asta e ideea. Am vrut să spun altceva. Eu ca ziarist am mai mare accesul, mai mare vizibilitatea în fața acestor politicieni decidenți. Da? Sunteți de acord că eu am un acces măcar așa la nivel iluzoriu, da?
că eu îmi imaginez că a mai mult este cumva și real, pentru că eu mă întâlnesc cu acești oameni. Dumneavoastră nu știu dacă vă puteți întâlni. Și eu mă întâlnesc cu politicienii din Prahova, am vizibilitate, am acces, am peste 10.000 de oameni care mă urmăresc în fiecare zi. Deci dumneavoastră aveți un acces public ca să vă exprimați ideile, aveți, da? Asta spuneți acum. Da, dar tot ce facem noi nu este luat în considerare. Păi stați un pic. Dumneavoastră vorbiți despre două lucruri diferite. Una este că noi aici ne pierdem vremea pentru că nu ne vede nimeni, ceea ce nu e adevărat. Nu, noi aici lucrăm noi între noi. Deci aici noi nu ne pierdem vremea. Când mergem la dezbatere publice, care sunt acolo și au efect și ar trebui să aibă efect. Da, v-ați întrebat de ce nu au efect? Că și pe mine mă deranjează că le spun oamenilor sau particip la inițiative. Nu au efect pentru că legislația și procedurile, da, nu le permit să aibă efecte. Da, eu v-aș explica despre ce este vorba, dar las pe cineva care se ocupă de politici publice, poate știe mai bine. Vreau să fac o mențiune apropo de partea a doua, cine a mai rămas de discutat, și anume de ce instrumente avem propriu zis la dispoziție, atât în spațiul european cât și în spațiul civic românesc, vorbind de o sferă publică până la urmă. Avem totuși, nu uitați, ordonanța 52, da? Care este perfectă, dacă o citești. Mă uitam pe ea zilele trecute, o reciteam. Avem toate instrumentele la dispoziție, inclusiv autoritățile care pun în dezbatere un act normativ, sunt obligate, dacă nu știați, să ne invite pe noi, cei interesați și organizați sub forma unor asociații de interes pe obiectul care urmează a fi reglementat, deci sunt obligați să ne invite. Și mai ales în măsura în care noi solicităm să fim invitați și solicităm de asemenea informații publice. Deci dacă te uiți pe hârtie, totul este perfect. Chiar aș vrea să vă întreb, dar în a doua parte poate vă gândiți până atunci, la câte consultări publice găzduite de autorități ați participat? Și acum las pe Claudiu. Eu aș vrea doar să vă spun un lucru. Eu vă înțeleg, am participat și eu la multe inițiative din acestea pentru schimbări legislative. Am fost și partener și voluntar la multe dintre ele, de-a lungul timpului. Am fost și în instituții publice ca să pot să vă explic ce se întâmplă acolo, da? Pe anumite funcții de decizie. Dar trebuie să înțelegeți ceva. Noi nu putem să-i determinăm pe acești oameni pe care generic îi denumim politicieni, că nu sunt numai politicieni. Sigur, ei din ce în ce mai mult trebuie să fie legați de afiliați politic. Dar noi nu putem să-i determinăm. Știți de ce nu putem să-i determinăm să facă schimbările pe care le credem utile pentru cetățeni, nu pentru un grup? Da? Pentru că mecanismele din interiorul acestor instituții și persoanele care sunt filtre decizionale s-au pervertit în mulți ani. S-au transformat în loc să se modernizeze, s-au birocratizat. O să spuneți că da, știm, birocrație peste tot. Da, dar ei și-au creat un corp din acesta foarte eficient de protecție, o cochilie, prin care creează mecanisme cum e acesta legislativ, ordonanța, perfecte. Da, textul spune că faci totul exact așa și undeva, dacă nu ești atent, mai există niște anexe, adică de fapt sunt niște, instrumentele acestea de punere în aplicare. La legi, de exemplu, ai norme de aplicare. Nu mai apar normele ani de zile. Nu poți să o aplici. Sau nu apar sancțiunile în lege. S-a întâmplat. Fără sancțiuni, orice faci și rău, de fapt, când faci rău, tu știi că, de fapt, nu vei păți nimic. Și tot așa. Situația este pe măsura încrederii în Parlament. Da? Deci când am început discuția noastră, am spus foarte clar. România este o țară sună frumos, de excepție. De fapt, este excepția, oaia neagră a Uniunii Europene. Probabil că Bulgaria mai e în situația asta, dacă mi-aduc aminte, în care nu există
nici un pic de încredere în Parlament și instituțiile politice. Asta este foarte grav. De fapt, noi asta trebuie să discutăm. Ce facem cu oamenii ăștia? Nu există încredere pentru că nu ne reprezintă. Nu ne reprezintă pentru că nu noi i-am pus acolo. Prin vot, prin legea electorală, legea partidelor, noi nu ne putem desemna candidații și nu ne putem vota reprezentanții. Dar e cauza asta și prezența foarte mică la vot. Mecanismul este simplu. Cine ajunge la putere vrea să-și perpetueze puterea și atunci el are dreptul să-și organizeze alegerile așa cum îl favorizează pe el cel mai bine. Și din cauza asta s-au întâmplat toate și întotdeauna au rămas mereu ei. Câtă vreme nu se liberalizează piața politică ca să poată să participe toată lumea la alegeri și să poată să implice cu adevărat, nu se va schimba nimic. Uite, de exemplu, noi, DDR-ul, Democrația Directă România, am atacat legea electorală la CCR și absolut toate partidele politice au fost împotriva eliminării sau măcar a reducerii pragului de 200.000 de semnături. Un prag care nu numai că încarcă normele europene, care fixau un maxim 1% din electorat, dar încalcă însăși principiul electoral și al Constituției, principiul pe care s-a scris Constituția României, declarat atunci la Revoluție. De exemplu, în legea din 1990, pentru a-și înscrie un candidat, trebuia doar 251 de semnături. Acum trebuie 200.000 ca să poți să participe la alegerile parlamentare. Nu, să vă contrazic. Nu este așa. Așa este. Nu. Am fost la alegeri, nu ne-au lăsat să ne scriem candidații, am contestat legea, am atacat-o la CCR-ul și atunci toți, Cioloș, Ciorbea, bine, acum au zis discuția că nu, noastră deviază de la ce am vorbit. Și cetățenii să ducem mai departe. Nu pot să fac nimic. Mă scuzi. Nu, dumneavoastră ați făcut referire la acele adunări publice sau la acele dezbateri publice în care trebuie să fie și instituțiile publice în care, de acord, le cunoaștem, știm, dar aici suntem în cadrul unei cafenele publice cu cetățenii. Acum că fiecare dintre noi avem un alt serviciu, avem un anumit statut, este cu totul altceva. Aici vorbim cu cetățenii prin care să-și exprimă... care vor să se implice în ceva, absolut, în orice. Absolut, dar zic să nu divagăm pe partea de cum este legislația partidelor și cum sunt aleși și cum sunt. Haideți să vedem atunci cum să se implice dacă nu au mecanisme, nu au nimic. Vorbim pentru acum de mecanisme, propuneți mecanisme. Faci, haideți să propunem mecanisme. O faci pe baza unui cadru, cadru care este legislativ, dat de politicieni. Da. Dacă nu ai cadrul ăsta în care să participi, tot ce faci, stai așa... în discuții private, cum a stat mai devreme, noi între noi și n-avem nicio valoare. Ce aici... Ce încercăm noi să facem acum este să creăm un mecanism prin care absolut să ne putem conecta la stat. Da. Și ce facem noi să aibă o valoare, să se concretizeze în ceva, să schimbe lucrurile în ceva, să facă lucruri mai bune. Da, ca să oferim cuvântul și celorlalți, pentru că mai sunt chiar alături de dumneavoastră, este domnișoara, vrea să aibă intervenție și în spate mai este o doamnă. Aveți o propunere de mecanism sau o idee, vă rog să o lăsați pe acea și încercăm împreună cu dumneavoastră să transmitem mai departe. Dar de aici începând să luptăm pentru asta, nu? Să ne implicăm. Mulțumesc! Bună ziua! Deci eu cred că undeva se scapă foarte multe aspecte în această discuție, pentru că pornim de la acel contract de aderare a României la Uniunea Europeană și care... Nu știu câți dintre dumneavoastră de aici ați tras cu un ochi măcar pe primele pagini ale acelui contract. Deci, România, când a intrat în Uniunea Europeană, a semnat un acord prin care își asumă în ani buni să ajungă la un nivel de unitate europeană, ceea ce încă nu a ajuns. Și de aici se pornește, de fapt, toată această problemă prin care România nu își ating anumite obiective, nu ajunge la nivelul standard impus de Uniunea Europeană și de aceea România mai are foarte mult de lucrat, pentru că vine din spate cu un bagaj foarte complicat, atât din punct de vedere politic cât și istoric. Și de aceea aceste dezbateri, ele se produc din punct de vedere fizic și scriptic, dar efectul este mult mai puțin. Problema de bază actuală prin care
oarecum și domnul are dreptate, este faptul că birocrația românească nu a reușit să aspire nici măcar 30% din legislativul unitar european. Mulțumesc. Eu nu știu de unde aveți cifrele astea. 30%. Eu nu sunt reprezentantul birocrației, deci nu sunt împotrivă la ceea ce spuneți, dar asta cu 30% nu reușesc să-mi dau seama cum ați stabilit, dar eu vă spun că să vă spun cum funcționează lucrurile, de-aia nu-mi dau seama, poate aveți dreptate undeva, dar v-ați exprimat și nu mi-am dat eu seama diferit. Deci noi, înainte să aderăm, am închis 24 de dosare de negociere. În același timp am adoptat ceea ce spuneți dumneavoastră, de-aia nu înțeleg, acquis-ul comunitar, care înseamnă baza legislativă și de funcționare a Uniunii Europene. Din momentul acela, Uniunea Europeană a zis, tu, candidat, ești asimilat pentru că ai tot corpul legislativ, partea legislativă aferentă dreptului european, integrată în dreptul național. Mai mult, Constituția a fost modificată special pentru acest lucru. Ce cred că vreți să spuneți este următorul lucru, și anume Parlamentul European adoptă decizii. Vă rog, luați un microfon. Luați un microfon. România a fost acceptată pentru că partea de justiție și partea economică a fost primordială de a intra în Uniunea Europeană. Când s-a intrat în UE, România și-a respectat standardele de bază impuse pentru aderarea unui stat, urmând cu condiția ca acesta să-și dezvolte parcursul. Bun, dar asta nu înseamnă că nu a integrat în ultimii 15 ani. Ba da, a integrat. Ani. Nu a spus nimeni că nu a integrat, doar okay. Că a fost un foarte lent. Ce cred că vreți să spuneți? Cred că viteza cu care noile decizii legislative apărute după 2007, de la momentul aderării în spațiul european, sunt mai greu asimilate sau uniformizate în dreptul național. Poate asta vreți să spun. Corect, pentru că partea internă a statului funcționează foarte greu. Dar... eu v-am zis de la început că eu cred că birocrația este o mare problemă în România, dar lumea înțelege prin birocrație dosarul cu șină. De fapt, și nu numai. Nu, dar este așa generic. Deci când vorbești de birocrație, te gândești la funcționarul de la ghișeu, te gândești la câte acte faci, te gândești la greutatea prin care obții un răspuns de la o autoritate. Sigur că ele sunt reale. Astea sunt primul contact. Dar eu vorbesc de o super birocrație, aia pe care nu o vedem, aia care de fapt este mama și tatăl birocrației de la nivelul cetățeanului. Pentru că de fapt noi avem o boală în România, o boală gravă, este un sindrom, și anume super birocrația determină birocrația. Adică noi, fiindcă suntem extrem de mimetici, asta e cuvântul, mimetici, mimăm și preluăm automat fără să adaptăm nevoilor sau stilului sau haideți să vă spun că și eu am crezut mult timp că e în funcție de politicieni, în funcție de guvernanți, în funcție de stânga-dreapta. Contează și de cetățeni. Dar în realitate există, ca și la Bruxelles, există un corp al birocraților din instituțiile noastre naționale care nu se gândesc cum să satisfacă pe politician sau cum să îl încurce pe cetățean. Ei se gândesc la modul în care ei își asigură centura de protecție. Este o centură de protecție pe care instituțiile din România o au prin intermediul birocraților, adică al oamenilor care lucrează ca funcționare acolo. Nu contează nivelul, cu cât e mai sus, cu atât e mai puternică această idee. O centură de protecție care spune în felul următor:
Eu sunt undeva între ciocan și nicovală. Eu, funcționarul din acea instituție. Pe de o parte, trebuie să corespund cu deciziile care vin de la Bruxelles, adică vin din interiorul Uniunii Europene. Pe de altă parte, am deciziile naționale care sunt locale, specifice pentru cetățeni. Da? De exemplu, cum funcționează ANAF-ul, da? Un exemplu banal. Noi aici nu putem funcționa ca ăla din Germania. De ce? Pentru că noi nu am digitalizat serviciile. Nu le-am integrat. Atenție, este o mare problemă. Noi când vorbim de digitalizare, noi credem că e vorba de calculatoare, de rapiditatea prin care transmiți informația prin sistemele online. De fapt, digitalizarea este integrarea datelor. Asta e problema noastră. Dacă vreți să luați un document, principala problemă este că documentul respectiv mai are nevoie de încă 2-3 documente ca să fie confirmat, adică validat. De exemplu, dacă vi se cere un act de identitate, nu e suficient niciodată. Mai trebuie să fie încă un act, actul de naștere, actul de căsătorie, adeverința de la angajator, nu știu ce, cartea de muncă. Mie mi-au cerut unii cartea de muncă care a ieșit din, nu se mai folosește din 2001. Dar mie mi se cere cartea de muncă și eu întreb de fiecare dată, dar ce faceți cu cartea mea de muncă? Că nu mai e valabilă de 20 de ani. Nu, domne, că ne trebuie cartea de muncă. Dar unde scrie? Adică, mă rog, scrie undeva. Asta e ideea, că scrie undeva. Și ei spun, domne, că scrie undeva, așa facem. Și eu întreb, dar de ce mai aveți nevoie de chestii? Nu știm, că trebuie. E bine, ele au fost făcute, aceste proceduri birocratice, nu pentru că vor să încurce pe oameni. Adică eu cred că funcționarii din statul român nu sunt preocupați cum să te încurce. Nu e preocuparea lor zilnică, hai să-l mai punem pe ăla, să mai aducă o hârtie. Eu cred că este o formă de protecție, adică nu cred, știu că e o formă de protecție. Întrebarea este de ce nu se schimbă, că asta punem noi problema acum. Păi, dar ce e așa greu să facem asta? Și noastră a zis, pentru că îți devină politicienii. Întotdeauna sunt devină politicienii, dar trebuie să ne gândim un pic și concret. Și care ar fi problema? Cum se rezolvă? Doar dacă te duci și îi spui politicianului, băi, trebuie să rezolvi treaba asta? Și ăla o să zică, da, sigur, dar nu știe cum. Că nu e în domeniu, nu este capabil să vadă rezolvarea unei probleme de ansamblu și atunci trebuie să stai să te gândești care este soluția. Cui o zici? Și aici se pune întrebarea. Soluția este nu digitalizarea propriu-zis, ci integrarea datelor, adică toate instituțiile să fie conectate în așa fel încât să poată să-și transmită informațiile fără să mai apeleze la mine, beneficiar, și doi la mână trebuie să te duci să vezi care e instituția responsabilă. Că în ansamblu, dacă te duci la politicienii de stânga, de dreapta, de la putere, din opoziție, nu rezolvi nimic. Instituția responsabilă, în general, este cea care conduce activitatea curentă guvernamentală, adică guvernul. Ea întotdeauna are în subordine, acest guvern are întotdeauna în subordine o instituție responsabilă pentru ceva. Ei bine, noi asta ar trebui să facem ca și cetățeni. Păi statul ne administrează și l-am delegat. În numele nostru face treburile astea. Asta e democrația. Dumneavoastră, de exemplu, a spus un lucru. Să știți că am și eu această dilemă. Dar eu nu sunt de acord cu asta, dar putem discuta și cu cei de aici. Da, o singură chestiune. Eu, de exemplu, nu mai merg la vot. Știu, sună prost. Și am să vă spun de ce nu mai merg la vot. Pentru că am mers atâția ani și de fiecare dată am constatat că votul meu, indiferent că era de dreapta, de stânga, nu are nicio importanță, până la urmă e o alegere personală, nu ducea la o schimbare, că pe mine mă interesează să schimb ceva. Eu nu mă duc la vot pentru că îmi place un politician. Ce să fac cu el? Îl iau acasă? Nu. Și oricum eu votez unul. Mai sunt încă câteva milioane. Deci ce aș putea zic? Că sunt în echipă cu el? Sau care ar fi motivul? Eu când votez, mă gândesc, schimb sau nu schimb ceva prin votul ăla? Nu pentru mine personal, pentru noi, că nu mai sunt atât de naiv să cred că îmi schimb eu serviciu sau mă angajez undeva dacă vine nu știu ce politician la putere. Asta sunt iluzii. Sau sunt pentru cei care lucrează în partide și care au
un interes direct, dar care nu are nicio legătură cu democrația. Are legătură cu ierarhia lor internă. Dom'le, îl votez pe Orban, alege prim-ministru, mă pune și pe mine undeva într-un colț. Asta da, că acum vorbim de Orban, putea să fie altul, Dragnea. Pentru mine, votul înseamnă, acum, la vârsta mea și după ce am văzut atâta timp ce se întâmplă în România, înseamnă schimbare. Dar nu schimbare de dragul schimbării, înseamnă schimbare pentru că cel care a fost înainte nu a putut să facă ce a zis că vrea să facă. Sau pentru că noi trebuie să ne schimbăm și nu avem cu cine, decât cu unii care vin în locul celorlalți. Fiecare interpretează cum vrea votul lui. De asta vă zic, puteți să considerați că trebuie să mergeți la vot pentru că numai așa se exprimă democratic cineva, prin vot. Puteți să credeți chestia asta. E foarte corect, în principiu așa ar trebui să fie. Dar câți oameni merg la vot? Ați văzut, da? La nivelul populației. 30-40%. Au fost 33% ultima dată. Nu, nu s-au prezentat la vot, nu că n-au putut. Nu. Sunt mai multe feluri de alegeri, oricum. Da, vă rog. Mă iertați că intervin. Vă rog. O secundă. Deci, din ce am constatat din discuții, rezultă un lucru, că democrația ca structură este în criză. A demonstrat-o cu bârf și îndesat această pandemie care nu s-a terminat, e cu puncte de suspensie, și la care state foarte democratice, cu tradiții democratice, au lăsat democrația deoparte. Au călcat-o în picioare. Corect? Corect. Toți putem să spunem. Drept de circulație liberă și așa mai departe. Toate restricția. Deci, faptul că persoane fizice sau zona aceasta a ONG-urilor, de care spunea și dânsul, au obținut niște rezultate fantastice și am cunoscut astfel de ONG-uri în România care au obținut niște chestii uluitoare, vă spun, fără să aibă vreun sprijin de undeva, din afară nici nu vorbesc, de aici din interior, unele au avut sprijin de afară. Dar vorbesc aici cu forțe proprii în țară, niște lucruri extraordinare. Vă dau un exemplu, o să mă dau și pe mine, că am făcut și eu ceva, dar ca persoană fizică. Și asta demonstrează un lucru, că din zona asta civilă, oamenii pot face foarte multe lucruri. Depinde cum le faci, asta este. Și pe ce drum apuci. Aici este foarte mare, o discuție foarte mare. Poți să obții rezultate fără să ai nevoie nici de o cea mai mică aprobare. Nici cea mai mică colaborare cu ce înseamnă sistemul. Vă dau un exemplu din energie. Știți că sistemul energetic românesc a fost conectat la cel european cu țările vecine, prin țările vecine, de câțiva oameni. Și eu am aflat asta destul de târziu și am cunoscut câțiva dintre oameni ăștia. Fără să aibă funcții, fără să aibă ceva decizii extraordinare. Fără oameni ăștia, România nu ar fi putut, de exemplu, exporta surplusul de energie. Până acum vreo 2 ani, România exporta energie. Acum importă. O las cu puncte de suspensie. Deci, până la urmă, democrația șchioapătă. Este ea liantul, mai rămâne în picioare ca fiind liantul pentru țările europene? Sau ce altă formă va îmbrăca, vor îmbrăca, vor accepta țările europene pentru a găsi valori comune? Că lucruri care ne despar sunt o groază, începând cu pârlitul ăsta de Eurovision, la care țările nordice și germanice să votează una pe alta, ăstea latine să votează unele pe altele, deci vine să închizi televizorul și să fugi, la ce rost mai are chestia asta, că toată lumea o discută. Și pornim cu lucruri de-astea simple. La ce set de valori accesăm noi dacă democrația e în paranteze? Țările creștine vor accepta LGBT-ul ăsta? Vor accepta nebuniile care ne așteaptă?
nu le vor accepta. Atunci ce poți să pui toate țările astea din sud-estul Europei care au trecut prin comunism și care au experiența unei dictaturi și care simt când vin elemente de dictatură. Vedeți, țările de aici simt foarte ușor, fiindcă oamenii au trecut și știu ce înseamnă. Țările de dincolo nu știu ce înseamnă o dictatură sau sunt foarte îndepărtate pentru ei și atunci reacționează cum am văzut. Trec cu vederea niște lucruri care nouă ni se par de netrecut. Deci, ce, e întrebare. Ce, care credeți că vor fi setul de valori? S-a terminat bateria, probabil. Te rog, Georgiana, ia... Așteptați cumva și un răspuns la această întrebare, pentru că am cam depășit un pic lucruri, sau ați lansat cumva și în pauză putem să mai discutăm. Știu că mai este acolo o întrebare sau un comentariu. Haideți să mergem și la al doilea invitat, pentru că am depășit destul de mult timpul alocat. Mulțumim că sunt atât de multe intervenții, dar putem să luăm și în pauză să discutăm. Să mergem pe partea de participare. Ce instrumente există și cum puteți să vă implicați? Poate dintre voi cunoașteți deja aceste instrumente și putem să ne reamintim, și să o las pe Viviana Angel, care este și expert politic și lector asociat la SNSPA, la Facultatea de Științe Politice, să ne spună pe scurt, după care vă invit așa pe fiecare, desigur cine vrea, nu obligăm pe nimeni, să ne spuneți o idee, o opinie sau așa cumva să transmiteți, ca să putem să preluăm și noi și mai ales partenerii din Germania, că pentru asta au venit, cum ați vrea să arate Europa, ce mesaj să transmiteți decidenților, ce să facă pentru ca Europa să arate mai bine și să facem acest catalog de idei împreună. Asta o să facem acum și acum o invit pe Viviana, te rog. Mulțumesc. Vreau să dăm o notă ceva mai optimistă. Știu că democrația este în derivă pe alocuri, însă nu s-a cunoscut un sistem, un regim politic mai performant decât democrația. Asta este, favorizează mediocritatea, însă este regula majorității care impune decizia. Și ca să vă răspund la comentariile dumneavoastră, democrație directă a fost posibilă o singură dată în Antichitate, știți bine, cetățile antice, grecești, însă eficiența ei este condiționată de numărul de participanți. Cred că noi aici am putea să ne înființăm o societate și să ne conducem în mod direct, pentru că nu este o glumă, studiile pe scară largă în comunități au demonstrat că democrația directă este eficientă în grupurile nu mai mari de 500 de persoane și nu mai mici de 50, deci între 50 și 500. De la 500 de persoane trebuie să ne gândim ce este posibil, da? Și mergem pe asociații de bloc, care, să știți că sunt o expresie a democrației. Sunt o formă de societate civilă. Noi, la Pro-Democrația, când am făcut un studiu acum mai mulți ani despre calitatea democrației locale, am măsurat, să știți, la modul serios, implicarea cetățenilor în formele acestea de democrație comunitar. Însă totuși trebuie să facem diferența între implicarea, cum să vă spun, tradițională a cetățenilor și implicarea civică pe stil nou. Este o diferență între societatea civilă tradițională, patriarhală, dacă vreți, din care fac parte și bisericile, să știți, și democrația perit nou, da? și participarea, care pune la dispoziția cetățeanului cu totul alte instrumente, mult mai rafinate. Iată, acesta este un instrument aici, la dispoziția noastră, cafeneaua publică. Dar revenind, vreau să vă întreb,
și nu vă întreb retoric. Ce înțelegem totuși prin implicare în politici? Da? Deci în procesele decizionale. Fie că sunt politici publice care știți că sunt subsecvente legislației, fie că sunt, fie că vorbim de legislație, fie că vorbim de inițiative de revizuire a Constituției sau de inițiative cetățenești europene. Și am să vă dau, eu încep cu trei exemple și să-mi spuneți dacă se încadrează, da? Și ar avea șanse să, să modifice procesul decizional spre binele public. Și să știți că sunt exemple reale. Cetățeanul Carl din Bavaria a înființat o asociație a crescătorilor de porumbei și a început o campanie de strângere de semnături, 1.000.000 de semnături, pe care să le depună pe site-ul Comisiei Europene, pentru că intenționează să oblige, că de fapt asta înseamnă inițiativa cetățenească europeană, să oblige prin milionul acela de semnături Comisia Europeană să protejeze această specie mult hulită, în paranteză fie spus și eu, ea lung de pe, da, în favoarea păsărilor răpitoare, care sunt, știți, că sunt crem de la crem a păsărilor. A început să strângă 1.000.000 de semnături, însă n-a reușit, pentru că îi trebuie 7 cetățeni din 7 state ale Uniunii Europene, nu neapărat de aceeași naționalitate, însă să aibă rezidența în 7 state diferite. Și asta este, a rămas să militeze pentru cauza porumbeilor de pe bazinul Rinului la el acasă. Al doilea exemplu, Asociația Pro-Democrația, acum 12 ani, Iuliana, da, a strâns 100.000 de semnături, pentru că, știți bine, și cetățenii au drept de inițiativă legislativă, nu numai Parlamentul și Guvernul, da? Pentru modificarea legislației electorale. Consecința a fost că s-a adoptat noul cod electoral. Între timp, mă rog, a fost și abrogat și am revenit la votul pe liste. Apropo de legătura directă între aleși și cetățeni. Sunt avantaje și dezavantaje de ambele părți ale celor două tipuri de sisteme legislative. Bun, și al treilea exemplu. Cetățeanul din București, sector 5, se zice Mihai, activ în ONG-uri civice în anii 90 și 2000, foarte activ, foarte implicat, s-a înscris în sfârșit într-un partid politic care a apărut la un moment dat, mai vechi sau mai nou, s-a implicat în organizația locală de sector, a ajuns în Consiliul Local și apoi în Consiliul General al municipiului București. Sunt acestea trei exemple de implicare și inerent de influențare a politicilor. Sunt și dacă aveți exemple concrete, pentru că prima condiție pentru ca implicarea în politici să aibă succes este să aibă legătură cu realitatea. Dacă vorbim mult la nivel teoretic, fără să traducem, fără să operaționalizăm în realitatea socială, nu vom reuși și o să fim nemulțumiți.
și o să spunem că nu merge nimic, nu funcționează nimic, trebuie să ne întoarcem de urgență la democrația directă, ceea ce este imposibil. Aveți exemple? Sunt sigură că aveți exemple, pentru că văd aici mulți cunoscuți care au schimbat pe aici, pe acolo, decizii și politici de-a lungul timpului și țin să-i salut și să le mulțumesc că sunt astăzi aici. Da, pentru că a amintit Viviana despre implicarea noastră în politicile publice sau în schimbarea legislației și știu că acum, de ce spunea domnul, că este foarte, foarte greu să te implici sau cel puțin nu iau în considerare ce spunem noi cetățenii, chiar dacă legislativ participăm la dezbateri publice. Ceea ce reaminti aici, și fiindcă deja a menționat Viviana cu acea listă de semnături de 100.000, de fapt totul a pornit de la faptul că pentru o inițiativă cetățenească, la începuturi trebuia să ai cam 400.000. 400.000 și să includem, ca o paranteză, acum o fac apropo de implicare, să includem în legislația electorală acel obstacol. Da, cineva ne sabotează. Ca să punem în legislația electorală instituția de observatorul intern. Deci asta am făcut-o noi ca asociație. Fiindcă nu s-au strâns 400.000 de semnături, pentru că așa trebuia pe timpuri, am făcut o altă campanie în care să modificăm numărul de semnături pe listă și să ajungem la 100.000. Acolo am reușit, pentru că erau și alte, să spun așa, interese din alte părți, pentru că e greu să strângi totuși un număr de așa de multe de semnături, și am ajuns la partea de 100 de semnături. Asta vreau să vă spun, un exemplu de implicare civică. Nu ne dăm bătuți până nu reușim. Și mai sunt și multe alte exemple în care le-am făcut. Apropo de ce înseamnă să participi la dezbateri publice, chiar și pe timpul primarului anterior, chiar și celălalt, n-aș vrea să dau nume aici, chiar și acum, sunt o serie de organizații neguvernamentale și spun asta pentru că sunt colegii mei, care, chiar dacă nu erau primiți la ședințe, făceau ședința în fața primăriei, stăteau acolo și luptau până să obțină ceva, până să obțină. Știu că este foarte greu, dar eu cred că se poate. Și aici vreți dumneavoastră să comentați ceva, îi dau microfonul tânărului de lângă mine și vă rog exemple. Da. De asemenea, mi-aduc foarte bine aminte că la unul dintre evenimentele Parlamentului Tinerilor, pe care tot Asociația Pro-Democrația l-a ținut, eveniment la care am fost și eu prezent și activ implicat, mi-aduc... Da. Tânăr parlamentar, neoficial. Da, mi-aduc aminte foarte bine că a venit un participant cu o idee cu o propunere legislativă de schimbarea legii antifumat, care mai apoi, cu ajutorul, să zic, dezbaterilor la care și eu am făcut parte și alți colegi, un anume deputat sau deputată, nu mai știu exact, a preluat ideea, a făcut un proiect de lege și apoi acesta a fost adoptat și este valabil și astăzi. Da. Da, deci o inițiativă, să spun așa, într-o joacă. Parlamentul Tinerilor este o inițiativă în care încercăm să învățăm tinerii ce înseamnă procesul legislativ. Au propus idei și uitați-vă că de la o idee am reușit să o ducem mai departe, exact cam ce vrem să facem și astăzi. Colectăm idei, colectăm opinii care să le ducem mai departe. Nu zic că toate vor fi luate în considerare sau chiar se va schimba imediat, ci sunt propuneri de viitor, pe care vrem să le transmitem mai departe. Dacă este și celălalt microfon pregătit, domnul cred că ar fi vrut să mai spună ceva. Și după aceea promit că îi dau și doamnei cuvântul, Georgiana. Mulțumesc. Această idee nu este o soluție, este doar un exemplu, în caz particular o excepție. Pentru că la noi în țară nu există nicio posibilitate ca poporul să dea o lege. Toate legile trebuie votate în Parlament. Iar adunarea de 200.000 de semnături este mult mai grea decât soluția de a găsi un parlamentar disponibil ca să susțină o idee.
de acord, dar este un instrument, este o variantă. Nu, acum putem să luăm în calcul mult mai mult. Dar nu ne aparține nouă, noi tot așa. Propune și tot dacă vor ei fac ceva, dacă nu, poate să nici nu ajungă. Legea în Parlament poate să ajungă, nu depinde de noi, tot de Parlament depinde. Și aici spuneam, e de lungă durată și dacă e să dau în partea cealaltă de implicarea politicilor publice o campanie de advocacy, știu organizații și grupuri care au luptat chiar și 7-10 ani până să au reușit. Europa, la ce poate să facă Europa pentru noi este să oblige cumva statul român să liberalizeze cumva piața deciziilor, să reducă pragurile electorale și post-electorale, să introducă votul online, să măcar prin corespondență dacă nu vreau online. Și pentru toată lumea, nu doar pentru cei care se presupune că nu sunt acasă. De acord, însă Uniunea Europeană e doar cu titlul de recomandare, nu poate să oblige un stat. Da, dar de obicei recomandările ajung la noi. Ajung, într-adevăr, dar să fie și luate în considerare. Mai e o idee aici, doamna, și apoi... Exemplu de cum ne putem implica și cum putem schimba lucruri sunt bugetările participative, care văd că încep să funcționeze prin cam toate orașele. Într-adevăr, și acolo e posibil să se țină cont de ce-i place mai mult reprezentantului respectiv, dar au apărut destule idei în acele bugetări participative din sfera asta, de nu ne-am fi gândit că or să ajungă vreodată în discuție. Exact, mulțumim. Unde? La Ploiești? Excelent, felicitări și mă bucur pentru că a fost la fel o idee și o inițiativă încă prin 2009-2010, începută și de noi și începusem chiar la Cluj. Și era pe atunci domnul Boc primar și chiar a preluat și văd că continuă. Doamna din spate, mulțumesc. Revin la prima întrebare, dacă Europa ar trebui să fie mai federală sau statele ar trebui să aibă o pondere mai mare a suveranității. Eu cred că ideea unei Europe unite este foarte binevenită, foarte firească și sănătoasă. Și cred că în sensul ăsta ar trebui să meargă mai mult pe federalizare, pentru că dacă se dă un grad mai mare de suveranitate statelor, ar putea avea loc derapaje, statele respective ar putea intra pe mâna, deci puterea ar putea fi preluată de persoane ostile ideii de Uniune și s-ar destrăma de Europa. Tendința există, asta e destul de evident. Pe de o parte, pe de altă parte, sigur că lucrurile nu merg prea bine, de-aia s-a și ajuns aici. Înțeleg că atunci când ai o viziune, nu poți să prevezi cum vor evolua lucrurile de la bun început și că lucrurile se mai reglează și se îmbunătățesc pe parcurs. Cred că e nevoie de mari îmbunătățiri. Cred că, în primul rând, există decalaje foarte mari între state, iar acestea ar trebui atenuate cumva. Și din punct de vedere economic, și din punct de vedere legislativ, și mai ales din punct de vedere educativ. Pentru că noi am rămas foarte mult în urmă cu educația. Oamenii nu sunt informați când decid, nu sunt în temă, nu știu ce decid, nu știu ce aleg. Ar trebui, în primul rând, pus un accent foarte puternic pe educație. Uite, de exemplu, această inițiativă o găsesc foarte salutară, dar ar trebui să existe mai multe. Oamenii trebuie să învețe să discernă, să afle ce drepturi au, în primul rând, să afle cum le pot exercita, ce instrumente au la dispoziție, deci cumva cam ce se face aici, numai că făcut așa odată cu câțiva oameni nu poate fi eficient. Deci asemenea
discuții ar trebui organizate pe scară largă. Și în școli, eu nu știu ce se mai învață în ziua de azi în școală, dar am impresia că nu se învață chiar ce trebuie. Cred că cu asta ar trebui să se înceapă. Omul trebuie să știe pe ce lume se află, în ce condiții trăiește, în ce spațiu, ce posibilități are să-și exprime părerea, să obțină ceea ce își dorește și cum se poate exprima, cum poate să se facă auzit. O altă idee ar fi ca atunci când se iau deciziile, să fie totuși o consultare cu o bază mai largă. Să se facă, de exemplu, un site care să fie și popularizat, în sensul că lumea trebuie să și știe de el, așa, și la fiecare inițiativă legislativă, lumea să poată să spună părerea, pentru că, în general, mai multe capete pot produce idei mai sănătoase. Așa, și deci să existe și o consultare așa pe scară mai largă a oamenilor. Înțeleg că democrația prin participare directă e mai dificil de obținut, dar o participare totuși trebuie să existe. Pentru că se iau niște decizii undeva la nivel înalt. Eu am remarcat în ultima vreme, cel puțin la noi în țară, că politicienii, după ce se văd aleși, ajungi la putere, nu mai țin cont de cei care au ales. În sensul că pierd absolut de tot contactul cu realitatea ei, deși e și în interesul lor să cunoască această realitate. Se rup foarte puternic de electorat. Da, mulțumim. Cred că am înțeles ideea. Apropo de dezbateri și de ce înseamnă de astfel de inițiative, din păcate a fost și pandemie și mai puțin s-a cam dus tot în online, dar participarea în online este cu totul altceva față de fizic, față în față. Astfel de inițiative sunt, dar cum să spun, sunt punctual. Și nu toată lumea află de ele și nu toată lumea are acces la ele, pentru că sunt cumva, cum se spuneam și la început, cumva cei care știu, cei care au un interes sau un anumit nivel de informații, și atunci se adună în grupuri civice și acționează. La ce înseamnă școală, sau dacă facem referire la școală și educație, sunt foarte multe inițiative. La fel, anul trecut și anul acesta, să spunem că din motive de pandemie nu prea s-au întâmplat, dar credeți-mă că sunt, însă foarte puține, într-adevăr. Referitor la site, să știți că Uniunea Europeană are un site în care poți să-ți exprimi ideea. Cred că foarte multe alte platforme nu mai e cazul să facem. E bine să avem unul și integrat în care să le transmitem. Acum că nu este cunoscut, probabil că aici este, să zic, vina instituțiilor europene că n-au promovat suficient sau că nu au ajuns la toți cetățenii să cunoască în acest sens. Deși acțiuni sunt, pentru că le cunosc. Dat fiind natura profesiei pe care o am. Trebuie amplificat. Absolut. S-a mulțumim de în straturile cele mai absconse. Deci iată o primă idee, instituțiile europene să informeze mult mai mult și la nivel chiar la firul ierbii, nu doar la nivel macro, să spun așa. O să-i dau cuvântul, dacă îmi permiteți, să continuă iarăși invitata noastră încă câteva minute, după care facem un tur de idei și luăm o pauză pentru o gustare și acele idei pe care le și spuneți verbal sau altele și altele, să le punem pe acele col de hârtie și să le punem pe un perete sau colega mea vă ajută să le pune, pentru că chiar vrem să rămânem cu ceva de aici. Și desigur nu este suficient timpul să ajungem la lucruri mari, la lucruri care să aibă efecte imediat, ci efecte pe termen lung. Că întotdeauna, cum spun eu, educația se vede abia peste 10 ani. Da? Când educi un copil în școală, cam peste 10-15 ani, deci e de lungă durată. Mulțumesc!
Da, asta vreau și eu să subliniez. Că trebuie totuși să ne acordăm timp. E vorba de cultură politică aici, care a fost, și de tip democratic, evident, care a fost întreruptă brutal, da? De un regim totalitar. Nici instituțiile și nici oamenii poate nu au deprinderile perfect formate, cele despre care vorbim și la care ne așteptăm. Însă, apropo de pandemie, să știți că în toată această perioadă știu că unele drepturi, în fine, au fost, exercitarea unor drepturi a fost limitată, însă legislația cu privire la consultarea publică pe acte normative nu a fost suspendată. Și în continuare am putut să trimitem opiniile noastre atunci când proiectele de acte normative au fost puse în consultare publică conform legii. Mă întreb retoric, câți dintre noi am trimis propuneri pe, eu știu, proiecte controversate care au născut pasiuni în societatea noastră, pentru că în prealabil știți că trebuie să ne informăm. Dar în afară de informare, cred că faptul că suntem aici, în sfera publică, suntem preocupați de aceleași lucruri, avem aceleași gânduri și împărtășim, probabil, în mare parte, aceleași valori, mă determină să cred că trebuie să fim optimiști și să nu uităm că singuri, deci eu, spre exemplu, eu ca persoană individuală, am șanse să influențez decizia publică, că eu sunt una supra un milion, să zicem, câte alte persoane eu sunt într-o comunitate, ca și la vot. Probabilitatea ca eu să influențez singură votul este mai mică decât aceea de a cădea o cărămidă în cap cât merg pe stradă, însă ce ne face să fim împreună este clar, e intuitiv, acțiunea colectivă. Împreună reușim. Ați văzut cetățeanul Carl, n-a reușit să strângă semnături, însă pro-democrația a reușit. Așa și noi. Apropo de consultare, să știți că Uniunea a pus în consultare publică ideea de consultare de inițiativă publică cetățenească europeană. Este un chestionar. Ideea este de a simplifica procesul, un milion de semnături totuși este destul de mult, deși țin să vă informez că 505 inițiative legislative au fost ale cetățenilor, au fost înregistrate cu succes până acum și comisia este obligată ca în 3 luni de zile să propună o rezoluție dacă susține reglementarea cetățenească sau nu motivat. Deci sunt instrumente, dar aș vrea să vă rugăm să vă rog să ne dăm timp, da? Și să ne gândim că este o cultură politică și civică în consolidare, nu consolidată, cu niște reminiscențe de tip patriarhal. Încă suntem convinși că participarea în diverse organizații patriarhale înseamnă influențarea deciziilor publice. Trebuie să facem diferența, până la urmă, între mecanismele participării civice și cele de tip tradițional. Și ușor, ușor să ne dezvoltăm deprinderi din această zonă.
Mulțumesc mult, Viviana. Cu siguranță ar fi foarte multe de spus pe tema participării civice. Ce pot să adaug, și aici a fost deja menționat, este vorba că pentru o participare publică și o implicare a cetățenilor în politicile publice sau să transmită o inițiativă către instituțiile, fie din România, fie la nivel de Uniunea Europeană, trebuie să avem o educație în acest sens. Iar câți dintre noi știm despre acest lucru? Dacă stăm să urmărim inițiativele legislative cetățenești depuse la nivel de Uniunea Europeană, pentru că este nevoie de 7 țări, da? Să avem 1 milion de cetățeni din cele 7 țări, este, să spun așa, un lucru necesar pentru această inițiativă cetățenească, câte dintre aceste inițiative sunt din România, ca inițiatori? Aici cred că v-am lansat o provocare, sincer eu nu știu, trebuie să le caut. Cândva știam, dar nu mi-a mai actualizat informația. Bun, și ca să trecem la pauză, la o degustare, la o discuție între noi, repede câte o idee, două, după care cele mai multe le lăsăm pe perete și trecem la al doilea subiect, apropo de informare, dezinformare și educație, că totuși s-a lansat discuția deja din primul panel. Cine nu vrea să spună o idee sau un comentariu, deși nu este obligat, nu obligăm, dar sperăm să aveți aceste idei și să le transmiteți. Și îl provoc aici de lângă mine pe participantul. Referitor la... Cum ai dori să arate un viitor? Din câte putem vedea, pe perioadă foarte lungă am putea constata că putem vorbi despre o Uniune Europeană dinamică. Sunt state care vor să iasă, altele care vor să adere, să se integreze în Uniune. Cumva dinamica aceasta pe termen lung ne poate surprinde pe unii. Deci o da. Europa dinamică. Da. Eu nu vreau. Da. Exact, sunt în asentimentul doamnei Angel. Nu e o problemă numai la noi să ne aducem aminte după Brexit ce indica Google-ul în UK la căutări. Ce, doamne, iartă-mă, aia Brexit. Și nu putem spune că britanicii nu au o cultură democratică. Cred că până la urmă sunt niște teme extrem de sensibile, cum au fost teme sensibile și pentru fondatori temele de la început, adică este posibil peste 15-20 de ani să ne uităm în urmă la LGBT și să râdem, uite mă ce a stârnit atunci și să trăim într-o pace și într-o armonie. Depinde foarte mult în spațiul acesta estic și în speță mai degrabă în zona ortodoxă, cum ațâță biserica tematica asta. Constat că construcția asta europeană a început de la declarația Schuman, chiar citesc de aici, care a dus la o construcție în primul rând economică, care urmărea echitatea economică între membrii. Nu s-a discutat nimic despre asta. Subiectele au fost foarte interesante, sunt de acord cu ce s-a discutat. Propune echitatea economică. Țările este europene și în primul rând România sunt profund dezavantajate economic în sistemul ăsta creat. Cele cu porniri suveraniste au dus o politică și s-au pregătit mai bine în punctul ăsta de vedere. Polonia și Ungaria au o poziție mult mai avantajoasă. La noi, tocmai companiile cele mai avantajoase, cele mai profitabile pentru stat, aparțin în mare parte, parțial sau uneori și peste jumate, unor companii de stat din Europa de Vest, OMV Petrom, de exemplu, care într-un an cu pierderi și-a băgat ea profit. Deci firma de administrare OMV Petrom Management Limited din Austria a avut profit într-un an în care, în 2015, în care Petromul din România a avut pierderi. Și ei au 50% plus 1 din acțiuni. Și acolo e acționar la OMV statul austriac și statul Abu Dhabi. Înțeleg că statul asta a fost un fel de compensație pentru statul austriac după primul război mondial, le-am luat Bucovina, le-am luat combinatul siderurgic Hunedoara, Reșița și nu știu ce, dar OMV-ul Abu Dhabi-ului ce am luat?
și așa mai departe. Apoi, banii veniți de la Uniunea Europeană pentru infrastructură, înțeleg că suntem foarte limitați, nu putem să investim pentru refacerea unor sectoare economice care au dispărut, suntem nevoiți să importăm de la țările este europene mult mai deștepte decât noi, cele suverane, și mașini de spălat și televizoare și frigidere și așa mai departe. Nu putem nici măcar ajuta unele companii cu construirea de infrastructură care să le ajute. De exemplu, când au venit americani, au făcut Ford-ul, n-am putut să investim să le facem autostradă sau o șosea, fiindcă asta era o favorizare, concurență neloială și așa mai departe. Deci, propunerea mea este echitatea economică. Apoi, legat de patriarhat, nu e deloc patriarhat. Tradiția noastră e matriarhală și ceea ce numim noi patriarhat, în fond, e matriarhat. Eu am crescut la țară și la mama și la tată. Cum? Patriarhal, nu e patriarhal, e matriarhal. Tradiția noastră e matriarhal, am trăit la țară, bunica a controlat totul și tradițiile astea românești toate erau controlate, dirijate și impuse de bunice, de bunicile mele, nu de bunicul, nu doar gospodăria, tot comportamentul. Bunicul era cu ciocanul că era fierar și, apropo de gospodărie, bunica administra și tocmirea de oameni, că n-a fost cea pe, fiind zonă subalpină și administra și ea era și cu biserica și e o optică greșită, că e o tradiție patriarhală, e matriarhală, femeia impus, femeia conservă. Ăsta e motivul pentru care socialiștii interbelici din Franța n-au vrut să dea drept de vot femeilor, spre surprinderea tuturor, au spus așa, a dat drept de vot femeilor, înseamnă a pune ștampila de vot în mâna popilor, socialiștii. Liberalii din România n-au vrut să dea drept de vot femeilor. Dacă femeile au prindere de vot, avea în 46 de la comuniști și în Franța tot în 46, a fost opera liberalilor, că erau conștienți că femeile, având tradiția asta numită patriarhală, ar fi votat cu țărăniștii și cu legionarii, care făceau tam-tam de biserică și în Transilvania erau greco-catolici, foarte tradiționali și ei. Le-a fost frică că își pierd voturile și aveau dreptate. În mare parte, colegul a dat ideea principală de echitate în Uniunea Europeană. Suntem mult în urmă față de multe state și o să-mi las în mare parte de idei la panel. Eu o să fac un scurt comentariu. Votul este o soluție, dar nu cea mai bună. Cea mai bună soluție este implicarea oamenilor în politică, de la cel mai jos nivel până la cel mai sus nivel. Domnul a mai făcut un comentariu că nu suntem lăsați de alte state să construim. Este fals. Avem niște acte normative prost redactate. Avem legea achizițiilor. Avem oameni care efectiv nu știu cum să implementeze anumite acte normative. Pentru un act normativ trebuie să luăm o groază de semnături. Pentru că unui om este frică să-și asume un act normativ, așa că trebuie să treacă prin mai multe filtre, prin mai multe ministere, astfel încât procesul efectiv, legislativ sau executiv, este îngreunat. Fonduri sunt, însă trebuie să existe implicare din partea tuturor actorilor, statali și non-statali, pentru că vorbim de politici publice, și de asemenea trebuie să și punem presiune pe decidenții politici. Eu sunt din Vrancea. M-am implicat în organizații de când eram mic. În Vrancea am reușit, datorită implicării tinerilor și implicit a unei organizații, să facem presiune pe decidenții politici și să adoptăm două acte normative. Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret și să se acorde fonduri pentru tineri, nerambursabile pentru proiecte de tineret. Prin legea tineretului 350/2006. Deci s-a putut. S-a putut într-o perioadă destul de neagră acolo la mine în Vrancea. Însă sunt cele mai bune exemple că tinerii sau că oamenii ar putea să producă o schimbare. Exact. Deci, sfatul meu pentru toată lumea este să se implice în politică și să fie activi de la nivel local până la nivel național. Și sigur, lucrurile vor merge spre o direcție foarte bună. Eu văd schimbări și mă bucur.
Bună ziua, eu sunt Alexandru Giochi, am cer scuze, am venit ceva mai târziu, nu aș putea face comentarii la ce s-a spus până acum. M-aș referi doar la remarcile pe care le-au făcut antevorbitorii mei și nu direct. Eu aș vrea să spun următorul lucru. Eu cred că politicienii ar trebui să se ocupe de politică pentru că nu simt că o fac. Cred că politica trebuie să-i vizeze pe oameni pentru că undeva la capătul politicii este viața fiecăruia dintre noi. Cred că este suficient să ne uităm la cum trăim noi, noi înșine, noi cu noi înșine, cum ne putem vedea viitorul și viitorul copiilor. Și după care să ne uităm un pic în jur, în ogradă, de la cum este strada, de la noi de acasă până la magazin și înapoi și până la școala copilului, ca să ne dăm seama cam cât de bine își fac politicienii treaba și administratorii treaba. Nu trebuie să fii foarte filozof. Cu cât ești mai filozof, cu atât decizia durează mai mult și cu atât viața oamenilor nu se va schimba. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că ar fi important să ne gândim dacă cumva putem trece de la formele fără fond, dar cu fonduri, la lucrurile concrete de care se bucure și politicienii atâta vreme cât sunt și ei oameni și cetățeni. Dar ei să se bucure ultimii. Vă mulțumesc. Rămân o optimistă incurabilă în privința Europei. Cred că avem nevoie de solidaritate. Cred că putem lucra pe lucrurile care ne unesc, iar cele care ne despart, cred că sunt mai degrabă semnele ignoranței și ale lipsei de educație. Și cred că Europa ar trebui să investească mai mult în educația propriilor cetățeni și noi mai mult ca oricine. Cred că derapajele de la această lipsă de educație și de informare, capacitatea de a gândi critic și de a discerne între ce o să vorbim probabil mai târziu, dintre fake news și realitate. Eu am două propuneri. Prima ar fi de simplificare a mecanismelor și instrumentelor, astfel încât cetățenii să fie cât mai apropiați de instituțiile Uniunii Europene și nevoile acestora să ajungă cât mai repede la instituțiile abilitate. Iar a doua ar fi promovarea în continuare a unei agende a diversității, astfel încât drepturile grupurilor vulnerabile să fie respectate. Cred că poate a venit vremea unei declarații de echitate și solidaritate și socială, nu numai pentru companii. Europa a fost construită pentru companii, asta a făcut Schuman. Poate că trebuie să avem și un salariu minim pe Europa și o pensie minimă pe Europa unică, și poate chiar și UBI, Universal Basic Income. Cine mai? Mulțumesc, da, la asta vreau să ajung și eu, dar n-am apucat. Categoric, reducerea decalajelor trebuie făcută și pentru că aceste decalaje provoacă mari tulburări. Țara noastră aproape s-a golit. Nu e un lucru bun. Poate că lor le convine că le vine forță de muncă proaspătă, dar țara asta mare puțin și piere. Deci trebuie cumva reglementată chestia asta. Trebuie cumva aduse aceste țări la același nivel ca să nu se mai producă asemenea migrații catastrofice și să dezechilibreze atât de puternic lucrurile. Deci ideea asta de a exista un nivel cât de cât egal în toată Europa al salariilor minime și al pensiilor nu era. Și protecția socială e importantă, pentru că unele țări o neglijează pur și simplu. Trebuie să existe mai multă unitate, mai multă solidaritate, să fie anumite legi de bun simț care să fie impuse tuturor țărilor.
pot exista și particularități, dar ideea e că dacă suntem uniți, trebuie să fim uniți. Nu putem să fim uniți și fiecare să facă ce vrea. E ca într-o căsnicie, cumva. Există și o libertate, dar există un scop comun, și un program comun și nu poți trăi absolut independent când trăiești împreună cu cineva. La fel și în Europa. Lucrurile trebuie cumva adunate, așa. Trebuie să existe un numitor comun mai puternic, după părerea mea. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în lume așa am remarcat că din punct de vedere al discursului există două tendințe care amândouă mi se par extremiste. Eu sunt pentru, așa mai de centru, și sunt pentru echilibru și armonie. Există discursul foarte naționalist, foarte conservator, foarte tradiționalist, și există discursul opus, care este mult prea progresist pentru mentalitatea unora. Și atunci cred că ar trebui ajuns la un echilibru, pentru că ceilalți zic, hai să nu... Să nu fie lezate sensibilitățile și drepturile minorităților. Ok, dar hai să nu le lezăm nici pe ale celor care au crescut într-o anumită cultură și o anumită mentalitate, și e greu să le schimb. Deci asta trebuie făcut cu tact și diplomație. Eu am văzut talibanism în ambele tabere. Eu întotdeauna am fost o susținătoare a drepturilor minorităților, ale drepturilor persoanelor LGBT. Cred că trebuie să aibă, să nu fie privați de drepturi, să aibă drepturi ca și ceilalți, de exemplu dreptul căsătoriei, mie mi se pare elementar. Fiecare trebuie să aibă voie să se căsătorească cu cine vrea, atâta vreme cât e liber consimțit. Mi se pare un abuz să li se încarce lor acest drept. Dar de la asta până la interzice cuvinte și expresii, să nu le lezăm sensibilitățile, mi se pare că deja se ajunge la libertatea, la încălcarea libertății de exprimare. Cred că trebuie să existe un echilibru între aceste poziții, pentru că altfel lumea tinde să devină pătimașă și să exagereze foarte mult fiecare pe direcția lui, și conflictul crește. Echilibru în toate și o politică mai de centru, așa, fără excese, fără extremisme, de nicio parte, adică... Ok. Da, mai avem aici apoi. Da, am observat că astăzi e totuși pentru educație și atunci o să revin la acest subiect. Și o propunere ar fi să se încerce să se digitalizeze cât mai mult în domeniul educației, pentru că știm foarte bine, un stat funcționează dacă generația și se investește în educație, în tânăra generație și în generația care urmează. Din păcate, în acest an și jumătate, aproape 2 ani de pandemie, cu toate că toate instituțiile au avut disponibilitate ca și timp și resurse să aloce și să facă ceva în educație și nu numai, nu s-a realizat. Și până în momentul de față nu avem accesibilitate la învățământ pentru copiii din zonele fără internet, fără tabletă, fără calculator, deci este aproape strigător la cer, pentru că de aici pornește totul într-o țară. Și asta ar fi o propunere, să se gândească cumva o aplicabilitate. Și nu cred că Uniunea Europeană în mod direct este vinovată, cât statul membru Uniunii Europene luând și aplicând local. Mulțumesc. Da. Bună ziua. Mă numesc Marian David. Ce vreau eu să spun e că cred că în Europa asta în care trăim ar trebui introdus un alt indicator. Știm că există produsul intern brut și alte indicatoare economice.
cred că ar trebui pus mai mult accent pe un alt indicator, un indicator care să indice gradul de fericire, satisfacție și împlinire al oamenilor, pentru că în afară de venituri și de bani, cred că e important cât sunt oamenii de fericiți. Sigur că fericirea vine din mai multe aspecte, inclusiv din posibilitatea de a cumpăra, nu? Din cât poate omul să cumpere sau din, cum să zic, calitatea serviciilor pe care le primește. Ăsta ar fi un aspect, cel al indicatorului de fericire și bunăstare. Legat de unitatea europeană, eu, ca fiind venit din diaspora, cred că cetățenii europeni sunt de două feluri, ca să zic așa, sau sunt tratați în două moduri. Cetățenii est-europeni sunt tratați ca cetățeni de mâna a doua în vestul Europei. Asta am văzut-o și am simțit-o pe pielea mea. De asemenea, noi în Europa, în Europa de Est, sau cel puțin România, Bulgaria și poate și alte țări, primim produse oarecum de calitate a doua față de ce primesc cei din vestul Europei. Iar asta, iarăși, cred că ar trebui rezolvată din Parlamentul European, ca să nu mai existe acest dublu standard. Și cumva și noi ca țară cred că trebuie să verificăm mai bine ce intră din Uniunea Europeană în țara noastră. Mă refer produse, bunuri, servicii și așa mai departe. Cam atât. Mulțumesc și eu îmi revine graua moștenire de a vorbi ultimul înainte de masă. Știu că e un moment destul de dificil pentru oameni, nu? Mai avem aici o opinie, am înțeles. Eu voiam doar să atrag cumva, sau mă rog, să aduc în discuție, de fapt, nu să atrag atenția asupra implicării, și a mai fost menționat puțin mai devreme, pentru că de cel mai multe ori întotdeauna căutăm vinovați și e ușor să-i găsim și să-i iertăm pe alții cu degetul, dar ar fi bine să ne gândim în același timp și asupra noastră ce demersuri, ce inițiative am făcut noi pentru a schimba lucrurile pe care ni le dorim. Și de ce spun asta? Pentru că vorbeam inclusiv de dezbateri, inclusiv de consultări, dar am putea să ne gândim câte dezbateri a organizat fiecare dintre noi, câte consultări, câți oameni a încercat să informeze asupra unei posibilități sau asupra unei oportunități. Iar mai mult decât atât, trebuie să știm că în unele situații, cu toate că contextul poate pare unul negru și sumbru, există mecanisme prin care ne putem implica și prin care ne putem aduce aportul. Inclusiv s-a adus aici în discuție portalul Uniunii Europene, dar inclusiv pe pagina Parlamentului, de exemplu, pot fi trimise opinii sau pot fi trimise amendamente de către propunerile legislative și către inițiative. Iar aceste lucruri poate că nu sunt suficient de bine cunoscute, dar în același timp cred că ar trebui să ne gândim și la responsabilitatea noastră de a le face cunoscute în rândul prietenilor noștri. Dacă fiecare dintre noi am informat 2, 3, 5 persoane și ne-am folosit de metoda bulgărului de zăpadă, atunci cu siguranță că poate într-un an, 2 am ajunge la cele 19 milioane pe care le avem în acte sau cât o mai fi noi în realitate în această țară. Și de ce spun asta? Repet, pentru că e ușor să găsim vinovați, dar de cele mai multe ori e greu să ne punem noi în contextul de a încerca să venim cu soluții și să fim proactivi. De cele mai multe ori ați văzut că și astăzi s-a discutat, e greu, dar vrem să facă alții, să vină alții să ne spună cum ar trebui să facem și ne concentrăm mai puțin pe ce putem face noi. Bineînțeles, fiecare din prisma meseriei sau domeniului pe care îl ocupă, că nu putem să fim cu toții politicieni, doctori, avocați sau lista poate continua. Mulțumesc și o să revenim cu mai multe discuții și după pauză despre educație și despre transformarea digitală. Mulțumesc. Nu, eu nu vreau să am nicio sarcină sau nicio obligație. Eu însă am o datorie față de niște discuții care s-au purtat și pe de altă parte față de propunerile pe care le-au cerut organizatorii. De fapt, eu am înțeles că noi în România
avem o problemă de responsabilizare a clasei politice. Deci, nu clasa politică, sună foarte abstract, a politicienilor. Cei care iau decizii. Că prin politicieni eu nu înțeleg doar masa de parlamentari care, după cum știm, sunt aleși pe liste. Deci ei nu sunt datori cetățenilor, chiar dacă noi ne imaginăm asta, ci sunt datori partidului. Atenție, de aici pornește diferența pe care mulți nu o înțeleg și pretind politicienilor să se comporte ca și cum ar fi responsabil față de alegători. Și acum, fiindcă așa stau lucrurile, eu am să propun organizatorilor să ia în considerare și să transmită mai departe. Pe lângă un indicator de fericire, există un indicator al calității democrației. Prin calitatea democrației noi înțelegem exact ceea ce am discutat aici, anume responsabilizarea politicienilor. Fiindcă nu e suficient doar să participi la o întrunire, să participi pe forumuri, să participi la inițiative cetățenești, să participi la dezbateri, este nevoie ca de partea cealaltă toate aceste chestiuni să fie asumate, receptate, asumate și transformate, executate, depinde de situație, de către decidenți, adică politicienii. Și eu vă propun ca la nivelul Uniunii Europene se pună în discuție, precum mecanisme de genul MCV, calitatea democrației. Ele se discută, dar nu există un mecanism, există doar ceea ce se numește statul de drept. Eu nu pun în discuție statul de drept, ceea ce reprezintă mai mult decât democrația, pentru că se referă și la justiție, se referă la mecanisme care țin de drepturile omului. Eu vorbesc de calitatea democrației privind responsabilizarea politicienilor. Acest lucru se poate face într-un viitor, pentru că nu se întâmplă nimic de azi pe mâine, prin reformarea mentalității celor care sunt la nivelul Comisiei sau al Parlamentului European cu privire la diferențele între state. Pentru că noi suntem considerați în Uniunea Europeană, România, ca un stat egal cu celelalte state. Problema noastră este că noi suntem foarte diferiți de restul statelor europene, cele mai dinaintea noastră în Uniunea Europeană, pentru că suntem diferiți prin faptul că avem o calitate a democrației slabă sau redusă. Cum anume este redusă? Nu avem capacitatea de a determina politicienii, decidenții, să asculte și să execute sau să se implice în favoarea cetățeanului. Asta este problema noastră. Cum vom face acest lucru? Din interior nu se mai poate. Deci am observat, sunt decenii în care organizațiile civice, în care presa a încercat să determine o responsabilizare a clasei politice și au eșuat. Adică nu au eșuat în sensul că n-au făcut nimic, ci n-au putut să ridice calitatea actelor de responsabilizare a politicienilor. Și atunci mie mi se pare că ceea ce poate funcționa într-o țară ca România este stabilirea unui criteriu pe baza căruia, ulterior, în interiorul fiecărui teritoriu național, politicienii să se raporteze de fiecare dată, să spună n-am făcut acest lucru nu pentru că mi-au zis cetățenii, ci pentru că acesta este modelul european pe care trebuie să-l urmăm cu toții. Doi la mână, nu uitați un aspect. Noi nu avem în România, și asta ține de specificul local, nu avem în România o cultură civică astfel încât să-i determinăm personal, individual, pe cei care sunt în Parlament, de exemplu, sau în alte instituții politice, să-i determinăm să se îngrijoreze sau să fie atenți la ce vrem noi cetățenii. Noi nu-i putem determina pe acești oameni. V-am explicat, ei sunt aleși pe listă, ei răspund în fața partidelor, a conducerilor partidelor și eventual în fața unor filtre, să le spunem așa, decizionale din statul român. Prin urmare, cred că acest lucru este responsabilitatea noastră să găsim un alt mecanism intern care să nu fie de genul public shaming, deci nu să-i facem de râs, nu să
vină presa și să dezvăluie, că oricum nu se face treaba asta foarte des și nu prea mai contează, ci să încercăm să creăm, nu doar prin intermediul organizațiilor civice, ci prin intermediul societății civile, ceea ce era odată, și aici este nevoie și de fonduri externe, trebuie să recunosc, adică nu merge doar pe cafenele și chestii organizate la un nivel destul de, să spunem așa, mic, da? Ar trebui să ne întoarcem puțin către cei care sunt decidenți la nivelul Uniunii Europene și să le solicităm să se uite la calitatea democrației și să investească în ea, acolo unde e nevoie, da? Și chiar dacă noi ne bucurăm că nu suntem ca Ungaria sau Polonia în anumite privințe, din punctul de vedere al capacității noastre de a ne exprima la Bruxelles, de a fi parteneri egali, de a fi capabil să protejăm industria, economia națională, nu o facem și pentru că nu avem o calitate a democrației și politicienii nu pot fi responsabilizați. Asta e părerea mea. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Vrei să adaugi ceva, Viviana, ca o concluzie? O să scrii pe perete. Suntem, da, într-o ușoară, nu neapărat întârziere, dar am limitat așa cumva timpul într-un anumit format. Mulțumesc mult pentru prezență, participare la primul subiect, la primul panel. Mulțumesc invitaților pentru discuțiile interesante și cred că ar fi continuat până seara târziu. Sunt sigură. Am putea sta aici să continuăm și asta mă bucură că există discuții și, într-adevăr, la un nivel mic. Dar e un început. E un început de undeva și sper să revenim și eu mă bucur pentru că este primul meu eveniment fizic organizat după pandemie. Deci e succes! Și vă invit să rămâneți și la al doilea panel. Încercăm să fim compacți așa cum ne-am promis, pe educație, pe digitalizare, pe informare sau dezinformare. Nu înainte de a vă invita o jumătate de oră, avem și un sfert, deci la 13:45, să revenim din nou aici, o degustare, solicitați, mai serviți un suc sau o limonadă la bar și chiar vă rog, ce ați spus și aici, sau dacă aveți și alte idei despre cum ați dori să arate Europa, ce ați transmite decidenților din Uniunea Europeană, să găsiți acolo markere și hârtie, să le puneți pe hârtie ideile voastre și să le punem într-un perete, așa ca să le avem la final ca un catalog deja adunat de aici, de la evenimentul din România. Mulțumesc încă o dată pentru panel și pauză, ne întoarcem la și fără un sfert. Vrea să mai spună și e ceva, please. Yeah, just really, really shortly, big thank you also from my side to all of you for making this a successful first discussion for today. And also one last thank you to the European Union itself for funding this project with its program Europe for Citizens. That's it. Let's enjoy snacks.